Salutare toată lumea! Nu dă-și mie tag-ul la motorbike. Îmi pare rău că uite la tag la motorbike, însă nu-i problema că vrei, mai poți să mai lasă un comentariu. Încă o să am plus de câștig. Stai să-mi aprind și o lumina. Cum vedeți, live-ul acesta, suntem mai cucălări. Am tricoul la spălat și tot ce aveam eu era o cămașă. Live de la ora 18, da. Am zis să încep live-ul ăsta un pic mai devreme, fiindcă nu strică. Ce-i cu mine? Cu mine nu-i nimica. Pur și simplu mi-am dat seama că tot e duminică, lumea e acasă și cum n-aveam ce face, am zis că why not să dăm și noi drumul la un stream. Însă oricum ce mai spune cea mai bun, cum mai sunteți, cum vă mai e ziua? Bine m-am regăsit, cum am zis la un om, mirobolant live. Astăzi o să legi noi frumos 7 like-uri sau hai 5 like-uri, am așa pus indulgență. După care dăm drumul. Trebuia să pui cum un joc, nu să scrii, Doamne ajută. Ești nicio problemă, stai că se corectează. Uite că se corectează. Că m-am pus și eu bine să mă uit la One Piece. Pare rău, domnule, El Mobile, se mai întâmplă și ghinioane din astea. Aia e două comentarii, se mai întâmplă. Am ajuns la episodul 26. Bun. Păi cât are un episod de One Piece, de curiozitate? Cât are? Stai să mai dau și eu frumos câte un share, câte o alea. Fiindcă, până la urmă, așa e frumos. Să mai dau și un săruț. Mai stau un pic să intre oamenii, fiindcă totuși e destul de devreme. Nu mă aștept să intre direct. Am uitat să dau pe comunitate. Știam eu că am uitat ceva. Este destul de vreme momentan, deci nu mă aștept să intre lumea din prima. Însă oricum live-ul îl ținem până de seară, până la ora 11, deci o să avem undeva la 5 ore aproximativ de live. Și nu cred că strică. Fiindcă până la urmă sunt 5 ore aproape. Suntem live. Asta, bun. O să bagi ăștia Fazmă pe Xbox și va fi cross-platform. Bun asta, Doamne ajută. Doamne ajută. Însă totuși eu scurios câte live-uri am făcut în... ăsta, în perioada asta de când m-am apucat. Că primul live a fost acum o lună. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Uite, acesta este al 14-lea live în ultima lună. Ceea ce e bine. 242, dă și mie un auto la care... Stai să... Bun. 24.000 un episod mi se pare destul de ok, gen îl termin destul de repede. Ca știu că mai sunt anime-uri care au episode de câte 40 de minute. Aproape o oră. Vânăm fantome, da. Să știi că chiar o să vânăm. Mai ales că abia să-mi iau și o dată laptopul ăla, fie luna asta, că nu fac eu ce fac și tot îl iau la un moment dat. Nu mă las că nu-mi iau laptopul oameni buni. Până începem și noi frumos cu React-ul. Avem aici top donatorii, și o să citesc imediat, avem pe domnul El Mobile Gaming, pe domnul Gabi, pe Snake, pe Raul și Palecu. Cei 4 donatori ai acestui canal. Sau nu, sunt 5, nu? Snake? Da, sunt 5. Cei 5 donatori ai acestui canal care au donat total toți împreună suma de 56 de euro undeva pe acolo. Aproape 60 de euro, aproximativ direct la 60 de euro și vreau să vă mulțumesc foarte mult. Dacă erau și luni din bătrâneam, dar unde că m-am pus să urmezi ceva de episoade. Și momentan din golul nostru avem 1 euro din 250, deci mai avem nevoie de încă 249 de euro.
avem goal-ul complet, avem jumătate din banii de laptop, restul îi pun eu și aia e. Oricum, până acum avem o donație a cei 3,20 lei, fiindcă fără taxe îmi ia vreo 40 de cenți, dar nu e nicio problemă. Așa că oameni, în cazul în care vreți și doriți, așa de ce nu, chiar și un euro, fiindcă și un euro e binevenit pentru a putea upgrada canalul acesta cu cote mai bun, fiindcă dacă vă uitați în descriere, am actualizat și descrierea, unde am pus în mod clar ce se va întâmpla cu fiecare donație. Dacă erau și luni, eu aproape eu sunt de episod de naiba, da. Totuși, ce mai spuneți, oameni buni? Cum mai sunteți? Nu te-aș da și voi acolo un share, domnule de Snake, domnule în mobile. Avem pe ce nu dacă aș lăsa și voi un share undeva, fie pe Instagram, fie oriunde ar fi. Fiindcă sunt doar câteva apăsări de buton, așa pentru mine schimbă, înseamnă enorm. Avem până acum 5 like-uri, încă 2 like-uri și dăm drumul la acțiune. Oricum, live-ul trecut ne-a strâns undeva la 19-20 de like-uri. Ceea ce e forță rău de tot. Sincer vă zic. E forță cu F mare. Oricum, cum a spus Adina, la ce mai spuneți, ce mai faceți, cum vă mai e viața. Și tot așa. Hop, am primit deja primul link. Hai de capul meu, am văzut doar thumbnail-ul. Stresul pleacă la Copenhaga. Dude, are o oră, bă. Nu m-a putut la toată ora aia, Snake. A plecat stresul, păcat. Very păcat. E un român la PGL în finală. Bun, 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 bun. Iar la cine putem uita astăzi? Avem posibil justiciarul de Berceni cu un date reușit cu șnițel și limonadă, Cosmin Bucătaru. După aia ia frumos un Paul Adrian despre gătiți fă chiloții, fiindcă îi dăm cu nes. A plătit o grămadă pentru bilete. Nu am mai jucat vreo așa. Din păcate, azi nu prea am fost acasă. E, plus că n-am nici bateria telefon. Să totuși, am înainte de live, m-am dus la magazin, exact ca să am bragaj, că eram ultimul cu clar, plecam în discotecă, ca să cumpăr bunăciunile astea. Dacă avem pentru tot live-ul. În jocul cu avem o dată Paul Adrian, justiciarul, un funny moments cu Andy și Bercea, de la domnul 8Gamer, povesti, sau nu, ba da, uite, povestea din trafic cu amicul funny moments Bercea. Bun, 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 bun. Nu-i pică, jucăm mâine dacă mâine vin la. Cât era? La 5. La 5, dacă sunt liber, te anunț și facem episodul, nu-i problemă. Oricum, mâine ne trebuie să mă pun să filmez și clipul de morm. Mai avem un pic și facem 20 de episoade. 2-0. Oricum, cum a fost ziua, omului? Totul bine? Cum mai sunteți? Iau și eu o gură de apă. Mi se termină apa, asta nu e problemă, că am apă minerală lângă mine. A ieșit ceva din sketch-ul ăla de l-am făcut noi? Și interviu cu tine, nu m-am apucat să editez încă. Încă seara asta m-ar gândi să mă pun un pic pe el, să pun filmările cum trebuie în ordine. Iar după mă pun, că oricum e mult de făcut la el, că trebuie să iau gameplay-uri, să pun caracterele, deci nu trebuie să mă grăbesc cu el, doar să am puțin de joc cu el. Acum câte like-uri avem? Avem 6 like-uri, mai buni, încă un like, încă un lichean și începem. Bună, bun, am uitat la 7 episoade din nou am pisat și bun, 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 așa.
Ce e asta, Snake? Mă sperii. O, ceva de la Creative Monkeys. A ta maturi, cum a fost? A mea? A mea a fost ok, n-a fost nici bună, nici rea. Pișu, a venit mult la mine în cameră, să-ți că vă arăt pișe cu cea. E, nu fă un pic. Păi, nu fugi. Stai, nu. A fugit. A fugit măța. Ioba. Mai arunc și câte un ser pe undeva și dăm drumul la cine oameni. Așa, bun. Și aici. Global Games, dacă știi cum zic. G2A, G2A, a tu joc cu cel anco. Avem 7 like-uri. Ceea ce înseamnă că dăm drumul la React. Nu, no, stai să dau mute la WhatsApp. Bună chat, Happy Key, bine ai venit pe live! Avem 8 like-uri, am bun. Hai facem noi webul ăla mai micuț. Hop, îl luăm, îl punem. Ce naiba! Am dansat cu webul un pic. Ce na 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 na. Am zis ca să-l mut frumos și mi-a luat la dans. Opa. Și acum hăț. Și hăț. Mai mică Mocarina. Hei Cosminel, bine venit pe live. Ce mai faci, cum mai ești? Eu, ce faci? Bine Pichi, tu ce faci? Avem 9 like-uri pe acum, am buni. Vă mulțumesc enorm în primele 17 minute. Vă mulțumesc enorm pentru toate like-urile. Vă dau acum și display-ul. Hop. Ceau, ce faci, Cosminel? Cum mai ești? Totul bine? Bine venit la mine pe live. Și eu am văzut, în cazul care n-ați făcut-o încă, să știți că aș aprecia enorm să dați voi un sfert, fie la prieteni, fie pe Insta, fie pe Facebook, unde vreți voi. Orice serie, binevenit, deoarece dacă intră mulți oameni pe live, mai lasă și un like și un comentariu, mi asta live o să apară la recomandati. Yeah, mă bag la citit. Auci, baftă, baftă. O, băiatul la cam așa, sex. Ce vrea, am tricoul la spălat, cam așa seara singura care o aveam pe mine, gen disponibilă și, na, m-am dus și la magazin așa ca să-mi iau cei gri. Mers mai prost. No, Cosminel, baftă la citit. Și în cazul care rămâi pe live, zic că își mulțumesc mult pentru comentarii și pentru like mai ales. Și bine venit pe live. Avem 9 like-uri, deci dăm drumul la Exxon. Începem cu ceva normal. N-a să mai stau să sting lumina acum, fiindcă am încă lumină în spate, deci n-ar fi întuneric bezna. Deci nu prea are rost. Ia să vedem ce mai avem pe aici la care ne-am putea uita. Știu că pe unul din live-uri m-am schiriat un pic honul. De-aia doar așa, că mâine nu ieși afară, te bară. Că o să am, cred că 5 de lei iau. Oh, bun, 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 bun. Răsfăcei Salut. Ia să vedem. Vreau să știu care a fost clipul la care m-am uitat atunci, de nu l-am terminat.
Și că și-a uitat una pe gaura cheie, tot ce țin minte din clipul ăla. Sigur, activitate paranormală. Urgente. N-a fost ăsta, nu-i problemă, ne uităm la altul. Ce naiba, la fel, la fel, la Pică ce părere ai de noul album al lui Bacovia? Încă nu l-am ascultat. Însă tu ce părere ai de noul album al lui Bacovia? Al lui domnul Bacovia? Recomand. 2-5, Rob Kevan, Mr. Nightmare, Dark 5, Nuke Top 5 and Levino. Cu mine pe fundal când te uiți la Paul. Era mortal. Timpul să oprim linia donatorilor momentan, fiindcă o să ne cauzeze niște lag și nu prea vreau lag, sincer să fiu. Deci, mergem aici și o oprim. Bacovia poetul, nu? Nu, Bacovia cântărețul. 9 like-uri pe acum, am bunicul mai ajuns, uitați să dați voi acolo un share să vadă și prietenii voștri, faceți noi 10 like-uri frumos, fiindcă mai avem puțin. Și haideți să-i dăm drumul la... Auzi, dacă nu rămâne nimeni afară, având în vedere că e așa, simt că... De ce nu? Dacă vrei, puteți să-și dăm și în grand. Și adică e supărat. Nu cred că e supărat. Cel puțin am vorbit cu el până să încep la și nu mi-a zis nimica. Omul făcea grătar azi. La ce să ne uităm? Vreau ceva scurt, nu prea lung. O să iau pe asta. La Rona. Mi-am luat mic spoiler. Știu că e ceva mexican. E Bun ceva găsit, legendă prieten. mexicană. Tai, fă bun găsit, prieteni. Ah, faza aia din Iore cu Bebe și cu Oria. Știu, nu mi-a zis nimic legat de supărare, să știi. Da, știu de fază. De băieți e. Și mai ales de ăla de încercat să facă pe șmecherasul. Sincer, bine că nu l-a auzit Bebe cel puțin. Care alta? Am scris în privat. Mișcă pe balans. Mișcă pe balans. Tân, 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 tân. Sunteți pregătiți oameni buni? Mă întreba ce să fac aici. Nașpa, Piggy, nașpa, sincer. Totuși, oameni buni, sunteți pregătiți să dăm drumul la horror? Că eu sunt gata. Bun găsit, prieten. Prieteni. O filmare din ianuarie, făcută de un drumeț, arată un fel Eu de termină. umbră vie Da. care bântuia printr-o pădură. Umbra Stai puțin. saltat bine la... Stau, nu fug nicăieri. Tu nu fugim. Nu-i mica, Biggie. Păi că mai stai pune Paul că am pus Paul, stai liniștit. Te mai dau și eu un găuser frumos pe Instagram. Dau și cu frumos, să voi. Opa. Luăm un pic mobilul să mai dau și noi un ser. Fiindcă nu stic niciodată un ser. Ho.
dau câte seruri e nevoie, la urmă. Bun, o las dacă mă aud bine. Și dacă mă aud bine, e bine. Bun, mă aud bine. Nașpa, Piki. Am vorbit aseară cu Blue, Robert. Și ce ai vorbit cu Blue de curiozitate? Ce mai zice Blue? Am văzut că a făcut el trește, dar bă, oricum am stat un pic, am uitat de pe un cont, dar meu. Fizică pe balanj. Taci un pic asta. Mod cocalares activatus maximus. Așa, bun, suntem și noi cocalare până la capăt. Hai să dăm drumul la reacția asta puternică. După care a dispărut în spatele copacului. Nu bază să am cam asta ca bombardierii. Incomod. Ia, ce vede omul meu? Chestia de acolo, umbra aia? O văd bine? Am vorbit dacă se bagă pe SMP-ul ăla de le faci trunchiul tu. Copacului și ce-a zis? Pur și simplu prea mic pentru a-i ascunde corpul masiv. Spooky, scary, desigur, se poate ca entitatea, fiind o umbră imaginară, Bigfoot, să-și schimbe forma. Bazându-se pe dimensiune, mulți au spus că apariția era de fapt Bigfoot. Cineva chiar a scris în comentarii că Bigfoot se folosește de copaci pentru a trece în alte dimensiuni. Bă, dă-l naiba, de unde și faptul că nu a fost găsit încă. O idee interesantă. Eu, mă, eu am portale în curte. La Mihai de ieri. Senderman, tu ești. Oricare ar fi răspunsul, un lucru e cert. Dacă îmi trece printr-un incident de genul, ne-am gândit de două ori înainte de a mai merge prin pădure singuri. Da, mă duc cu tovarăși. O cameră de supraveghere a surprins-o în sfârșit pe La Llorona. Cel puțin asta susțin unele publicații mexicane. Aparent, înregistrarea a circulat pe internet vreme de mai multe zile. Cei care au primit-o pe e-mail spun că după vizionare, calculatoarele li s-au stins brusc. Toate în același timp. Sper că știți ce aia la Llorona, pardon. Are un nume complicat, însă pentru cei care nu știu, e o femeie a cărei copii s-au unecat într-un lac, chiar ea de atunci bântuie gen prin Mexic, căutându-și copiii plângând și de obicei omoară oamenii necându-i. Hai ghe capul meu. Hai să vă arăt, dar am zis că încep live-ul pe la două să vorbească cu tine. Dacă vrei poți să scrii în privat dacă îl mai ai pe Discord sau ceva. Să dai link-ul de la live și alea. Ca să, că l-aștept să vorbească. Acolo să trimit ceva pe mail. Nu conține virus. Până la urmă, cineva a reușit să filmeze monitorul în timp ce înregistrarea se derula. Ce să o facă publică? Pentru că știu că tu și cu mine l-aveam. Și cu domnul Snake. Nu știu, este tot cascat de mult. Avem 10 like-uri, am băbă, mulțumesc enorm. În primele 30 de minute, nu e nici cel mai rău, dar nici cel mai rău. Nu se cunoaște sursa exactă în registrare. E bun. Chipul persoanei surprinse atunci este distorsionat. Am auzit ceva de eu? Dezvoltă. Dacă bagă ceam și chiar îmi bag ceva. Ce, domnule, Cosmânel? Dar nu știu ce cască continuu, să mor. Tu te mai scăcaști, eu știu să mai spun că e bagă... Oh, mă rog. Am auzit Cosmin și mă simțeam.
În seara câte știi că fantomele, că n-am zis deloc Cosmin până acum. Însă totuși mă bucur că încă ești pe live. Așa că faptul că las comentarii mă înveselește mai ales, fiindcă vedeți voi oameni cu cât lăsați mai multe comentarii, cu atât live-ul meu e, își iau sau un mic boost spre recomandate. Atât și clipurile, adică clipurile ca au comentarii își iau boost. Ai văzut ca ceva recent. Parcă se topește. Ia. Îmi dau duhul. Ochii îi scânteiau într-un mod nefiresc. Nici firesc. Nu-ți vrea să-l lui de Discord, e bun, e bun. Hai, ghe capul meu. Credeți că lucrurile se opresc aici? Nici vorbă. O altă apariție a unei așa zise mirese fantomă, de data aceasta din iunie 2022, a uimit Salut. internauții. O persoană dubioasă, Da, înghețata îmbrăcată în rece, haine de aia rece, mireasă, ventilator și se merg pe stradă plimba cu... liniștită pe stradă la 1 dimineața. Ce-i căutat-o Piggy pe aia? Ce-i căutat-o? Persoana sau fantomă? O Cel mai nebună. probabil o persoană pusă pe glumă. Poate chiar cu probleme mentale. Vezi că era Ori cum ar obiectivul. fi, incidentul a șocat oamenii din Mexic, aducând aminte de magia din jurul poveștilor de groază, spuse în Wow, această mi-ești iar. seară, pe stradă sau în timpul drumețiilor. Să vă mai arăt o E din tamea filmulă, gen. mai puțin cunoscută. Un grup de săteni pretind că au surprins o vrăjitoare adevărată, în timp Ce ce din se ce are? transforma în ceva animal, Ia. încercând să scape de ei, sau poate să-i atace. Himalaya, drogatul. Băi, e și urâtă pe lângă. Din păcate, nu există alte Pă informații bune, chiar despre pare ei. dat rău asta, cel puțin registratul. Femeia din prim plan era mai în vârstă și avea trăsăturile parcă distorsionate. Sătenii din A spate tras erau în cherotină. mod cert speriați de ea. Cum ne-am mai pe Discord? Nu știu, cred că tot În cum e pe YouTube. 2021, Corbin Stă Free pe a de capre, numai surprins bine e lucruri pusă. mai presus Pă de bune, cuvinte, Cosminele. într-o clinică scoasă din uz, Ia. aflată lângă Houston, Texas. Mă, de-aia chiar ceva horror de Corbin România. trebuia să se ocupe de reparația țevilor defecte, iar în momentul filmării era singur în clădire. Right, I'm working in a old urgent care that just got shut down. It got shut down before the freeze here in Texas. I'm not În sure why, Texas so e it's starting frig, to nu? Mi-e greu să cred, fiindcă știu că Texas e destul de I'm cald, supposed to be gen looking for a leak in here. clima. Eu foloseam Discord când cumpăram Huge-uri pentru PS Bathroom. Maturix în Roblox, cine știe, cunoaște. Creepy hallway. Blur, știu că Blur se joacă Roblox, dacă nu mă înșel. Spooky place. Another bathroom. Eu jucam Roblox, bun așa. Bă! O voce fără sursă a șoptit: Te văd. Te văd. Corby nu pare să o fi auzit. N-a avut nicio reacție. Merge mai Am rupt departe. estimator 99. Eu se folosește aia discursul, stăm pe voi și ara pichi. Pă bune, dacă face pichi discursul, ne vezi pe noi, mai ales vara, cum stăteam noi înainte, pisnic, stăteam 200 de oameni. Pichi, știi că Roblox, până la urmă, e doar un joc gen... Meditation Schem class de will be un pixel upstairs. efectiv, Please merită use să te your nervezi phone, aia. Corby. Nu mai e pe și mă zic să am o dată, Antonie. Cineva a coborât în grabă scările, gata Veniți să-l pe... atace pe instalator. Dar pe scări nu se afla absolut nimeni, Run nici în Forest! clădire. Sunetul țevilor defecte din pereți. Ce drag! Cine știe? Asta a crezut omul nostru. Da, ce vi le Dar faceam ce a așa? continuat? Fugeau ce vi le după el. After some further investigation, there's no one else in this building. I've heard someone go down those stairs, though. So, Fasmofobia. meditation room.
There's a lot of natural lighting in here. Bună, Sabiki. Probably don't need the flashlight right now. Here's the top of the elevator shaft. You can't see anything down there. So here's the meditation room. Camera de meditație. Back rooms. Back rooms. Looks very culty. The stage up here looks like a couple of altars next to him. Creepy. But one got creepy. Okay, now I'm getting the f*** out of here. Până la urmă a realizat că sunetele nu proveneau de la țevi. Cineva nu voia ca instalatorul să se plimbe pe acolo. Kaylin Moore, o tânără din Statele Unite, a trecut prin spărietoarea vieții sale în 2020, când a remarcat un detaliu terifiant într-o filmă. Oblinda din casa ei este bântuită. Acolo se reflectă desea lucruri care nu există de fapt în realitate. Lucruri și persoane. Uitați-vă cu atenție. So this is an old mirror that I upcycled, and I swear that sometimes you can see stuff in the background of the mirror that isn't actually there in real life. So I'm just gonna do a couple back and forths, but I'm curious to see if anyone sees anything that maybe I didn't. Yeah, deodorante, ceva pe masă, aspiratoare. Asta. Bună și eu, bună și domnule Alecu, bine ai venit pe live. Uitați să lași acolo un share și un like dacă n-ai făcut-o încă. Și bine ai venit pe live încă o dată. Bună și eu Alecu, bună Alec. Caută ceva video cu megalofobia. Cred că e ceva frică de chestii gigantice, nu de acolo vine mega. Caută după ce terminăm clipul, că mai avem încă 10 minute din el și dăm să vedem megalofobia. Sper că nimeni n-are de aici megalofobie de-aia. Fiindcă dacă aveți megalofobie de-asta, de vă e frică de chestii mari. Pe lângă faptul că o să arăt un pic. Ai. Eu am FDS. Frica de... Nu uite de clipul de la Yoba Games nou. Ah, tu ai de-aia frică de școală. Știi că chiar există o frică de școală, nu pic, dar are dumneavoastră de-a face ceată. În oglindă se poate vedea ceva. O persoană care o privește. Să vezi ce de pește porci într-o dacă te gândești la chestiile imense din univers și că ești, atât, că ești ceva atât de mic și neînsemnat. M-am gândit la aia de multe ori, doar că m-am dat depresie din fericire. Și... Doamne, mă băiatul e de-aia claustrofobie, frica de locuri înguste. Și eu de geam și chiar. Și mă, doar am scurtat, dar știu că se numește astfel. E pal, scolorul ăla, olo, pal, la gândim, doamne, ce totofobie de-aia, nu știu. E grea. Alea, n-aș fac claustrofobie în peștele. Pă bune, să te duci într-o peste din aia și te dai de un loc de la strâmb să faci claustrofobie. Este foarte clar, în spatele ei nu era nimeni, de fapt. Mhm. O farsă. Spitalul Tuil din Utah a devenit cunoscut de-a lungul timpului pentru niște traume adevărate. Botezată de turiști, omul negru. Nu se cunoaște perioada exactă în care s-a născut legenda. Spitalul a fost convertit ulterior într-un azil de bătrâni, apoi și mai bine. Se spune că din cauza lipsei. A dat frică de chestii imense, am căzut la 4 ani pe șina de metro, noroc că m-a ridicat la gata, că nu, eu acum nu mai existam, nu mai cunoșteați. Sau vide cu proveniență lobotomiei și exploatarea ilegală. Sper cunoscut lobotomia. O experiență inedită în care turiștii sunt întâmpinați în timpul vizitei. Mă duc să-mi aduc și eu ceva de mâncărică. Până atunci aș da și voi acolo un share, cum e frumos. Și mă întorc cât ați spune, am dat like, share, subscribe, Muratul cel mai tare. Mă întorc în 2 secunde.
Bun, m-am întors. Operație cu un eye spike în ochi. Omul negru nu a venit. Stai să vă dau asta, să mă vedeți pe mine. Bun. Am venit cu niște covrigi, iar imediat vine și mie niște supă la plic. Ia-ți de mă. Se pare emisferele creierului. A, da, am auzit de aia. Știu că e destul de horror. Gen... aia, mai ales că... mai ales oamenii care au experimentat aia, săraci. Bă, nu mă lăsa cu asta personal. A uitat de muzica aia faină, să o pun pe background sau cum se scria. Nu, n-am uitat de aia doar că vână că plecam foarte puțin din noaptea rău să pun muzica. Ia, câte like-uri avem până acum, oameni buni? Avem 11 like-uri la fel bun. Sper că ați dat și voi acolo un share pe Insta, oriunde ori fi. Avem un review bun. Și m-am bunit așa de comentarii, fiindcă comentariile ajută live ajută la, să ajungă la recomandate. Cât mai multe comentarii, cu atât mai bine. Mă că, cum bine vedeți, eu le citesc pe toate. Dacă am 200 de comentarii, eu le citesc pe toate. Bizar și de actori care le cultivă adrenalina. Le este pune iar pe story, dacă doresc, da. Niște pasionați ai paranormalului s-au dus acolo. Păi spui acolo, lăsați voi un like aici și pui link-ul. Și-au captat faimosul om în negru pe film. Mie mi-a dat pachet. Ok, bine, pup. E chiar că a fost un doctor care a făcut în jur la 2000 de operații ilegale oamenilor internați la nebuni și le-au provocat lipsă de emoții, a făcut roboți. Naspa, sincer, fiu gen ca om să profiți de oameni și să-i faci roboți. Și mă gândesc că oamenii efectiv, dacă le spuneai să facă un lucru, ei o făceau, nu? Că nu mai simțeau emoții, nimica, gen nu simțeau obligația, nu simțeau nimica. Frumos și zvere. A fost interesant. Haide. Ei, ei, ei. Decență. Mă bag pe Roblox pe Roblox. Baf, domnule, mobile. Reveniți. Bine ai revenit. Nu văd. Oricum, am venit. Cum ai zis că comentariile contează enorm pe live, fiindcă mi-a stat live-ul la recomandate. Ok, domnule, mobile, baftă la Blackfoot. Acum am văzut silueta aia. Luăm manichinul. Deja aveam un asemenea manichin. Asta m-am venit și 11 like-uri, bun. În cazul care știți ceva nou intrat pe live, să știți că așa puțin la care jos un comentariu și un like. American Horror Story și un like egal un covrigel. Omul în negru. Apariția, nefiind o simplă reflexie, i-a marcat pe privitori. Uneori, cele mai credibile lucruri sunt cele pe care le vedem pentru scurt timp, cu coada ochi. Nu, ne-a venit pachetul. Ăsta e omul negru, ăsta e un manechin. S-a rupt pisica. La urmă, Mâța a venit. Dați și voi un like pentru Mâța asta frumoasă. Câștigătorul ia Mâța. Hai, dă-te-și de aici. Ba. E timpul să vă prezentăm ce avem la masă. Bun. Avem aici o șupă la pliculeț. S-a rupt pisica. Pe care o vom testa imediat, fiindcă încă nu s-a făcut. Eu nu vreau mâțe. Orez cu lapte. Nu, e supăra piculeță. Ce faci are zis că ea că ceva pe ceafă, pe bune. A venit și mâțele și cățelul, salut câine. Mă, dacă de aici și tu la fel.
Un bărbat a reușit să invoce o creatură bizară. Un fel de skinwalker. Dați că dau pisicile afară. Intrați pe mihainat.ro. Poate nu intra. Mă duc la pisicile afară ca să nu se urce pe masă să facă figuri la microfon. Și mă întorc. Dacă e mihainat. E vreau un bătrân care prindea prin 2020 ceva de genul pe TikTok. Și care acum tot ce face pe TikTok e numai să pună apa, clipuri cu mâncarea gătită de nevastă sa. Opa! Opa! Am o mâță cămătar. Așa. Cămătăm pe TikTok. Ia zi, s-a făcut cât de căs o pizza. Cât de cât se face? Mai trebuie lăsat un pic să se facă. Avem furculiță, că străicini. Opa. Vreau ce mai mâncăm un covrigel. Ce ținut după el, gata să-l atace. Salut. Omul nu s-a oprit din cântat pentru a-l ține la distanță. Nu trebuia să-și arate frica. Până la urmă însă nu s-a putut abține și a luat-o la fugă. Ce vrea, că n-am ochiari la mine și plus monitorul meu, ăsta din televizorul, că vine stai să-mi astec și eu. Chiar că al doilea meu monitor, televizorul, e destul de pixelat și de-aia uneori trebuie să mai fac și asta. Pe lângă faptul că nu prea vrea la distanță, dar chiar că e foarte aproape de mine, deci nu e vorba de distanță, e vorba de faptul că e foarte pixelat. Deci dacă nici măcar să peste 20 pe nu are pe el. Deci da. Creatura era umanoidă. Avea o poziție nefirească și se camufla în mediul înconjurător. Având în vedere că bărbatul se uita țintă la ecranul telefonului, și tu acum. Putem spune că ființa nu era vizibilă cu ochiul liber. Oricum ar fi, arăta deosebit de straniu. Parcă provenea într-adevăr din altă lume. Felul în care pășea înainte ar face pe oricine să se simtă inconfortabil. Despre Chris de pe canalul Urbex Hill v-am povestit. El se aventurează în tot felul de locuri bântuite din America. În 30 mai 2023, o nouă aventură l-a pus pe fugă. Ia, în școală bântuită. În seara acelei zile, Chris s-a dus la o școală. Aia, sper să ajungă și școala mea, la fel ca asta. Vechie de mai bine mai repede. De 90 de ani. Din Cleveland, Ohio. Statul tuturor posibilităților. În timp ce își făcea loc printre ruine, fără. A apărut și primul indiciu care ne arată că exploratorul nu se afla singur atunci. Opa. Bună, s-a spusit, era și timpul că se tot după Discord. Mi-a căzut dopul. Opa. Mai târziu, pe când se afla într-o sală de clasă, Așa. A dat peste o ușă pe care scria: nu intrați. Intrat. Chris a intrat. Pichii pare cum e, dar te rog frumos. Că YouTube-ul le-a dreptulut. Bă, eu dacă aud un zgomot, sunt primul la fugă, efectiv, într-o gădirea bantă. Și sincer. Poți da un loc să-l cauți și tu. Și sincer, dacă deschid Discord, acum face poc. Și o fug repede. Să fii sincer, cine de aici din chat, dacă zice într-o gădirea bantă singur, și aude ceva, nu fuge. Dacă mai ești cu 2, 3, 5 tovarăși, mai înțelege. Stai, te duci, că sunteți mulți. Sau singur. Go to Bălăceanca. Depinde, dar și cu bocan cum caz de ceva, exact.
Totuși, cred că supa, da, supa e gata. N-ai de ce să scuze, să știi. Bun. Facem web-ul un pic mai măricel. Facem și frame web-ul. Și bine v-am găsit pe... Dați un pic. Intrați pe pickle.youtube. Nu, stai. Intrați pe youtube.pickle.xd.ro. Poate nu intre. Astăzi la cină avem o... Stați-vă la ceva mai jos. Avem o supă de pe... De-asta la plic. O supă de-asta la plic cu pui, cred. Și cu extra chili. Gătită de către mămica mea. Nu ce ai ieșit. E, dubla 2. Intră pe youtube.epicalic.ro. Poate nu intri. Astăzi la cine avem o supă la plic cu extra chili gătită de mămica mea. Deci, oameni buni, eu zic că e timpul să degustăm. Așa bun. E foarte bună. Foarte bună, deci oameni buni. Sau mai bine vorbi normal, e foarte bună. Eu sunt plaplic până la urmă. Se pune 100 de litri de apă, se pune ramenul înăuntru, se lasă capacul pe a un minut pe o parte și un minut pe cealaltă și absorbe tot apa. Eu n-am mai stat să țin cont de apă. Că e bună ziua, Maia. Asta e vocea de combinator. Asemenea, Robert, că asta prinde. Ba chiar că... Da microfonul un pic mai tare. Având în vedere că mâncăm. Și domnul... Nu mă bai gaming, vrea să mere. Ia băgă-mi-s. Am legat de gata cu așa mereu, că m-am șiaș. M-am arsat pe buză, m-am opărit. Dar totul supa e foarte bună. Dau și microfonul înapoi mai încet. Așa mere time. Mamă. Mamă, ce fierbinte. M-am arătat trei ori. Însă privești partea bună. Bă, râd, as, bă, gămici. Priviți partea bună. V-am scoate un short foarte bun din faza asta cu picălenat.ro. Acum poate și noi web-ul alo micuț. Bă, webcam-ule. Asta, mulțumesc că te-ai decis să vii și tu. Și îl mutăm înapoi. Unde era lui locul. Acolo, bun. Frame web acum. Sper că domnul Cosmin a rămas și el pe live. Dacă nu, îmi pare rău. Acum vă dau înapoi display-ul. Poate ne stă supa asta în gât. Bun. Că poate nu intre. Să faci noi ca să nu fie fierbinte. Mai dă-și câte un ser alea. Fiindcă astea-s vremurile de să dăm serul ăla puternic, orice ar fi. Mersi că l-ai avertis pe domnul Cosmin că nu mai facem ASMR. Era și vremea. Bun, am mai dat-o câte 2-3 seruri. Gata, că e bine, nu mai face ASMR, știu. Îți dădeam cu Rubicu. Mă chineam cu el. Mersi. No. Oameni buni! Mi-a dat pachet. Pe lângă... Mai de capul mai tramuță. Oameni buni, pe lângă supa asta, la desert avem o negresă. Sau mai pe română. Mi-a dat pachet. Dacă mi l-a lăsat Florea unde... Florea nu știu. Mă, mâță, ieși înapoi afară. Aș ruga-o pe Piki dacă poate să-i dea un ser lui Florea, fiindcă știu că Raul acum e la grătar, a.k.a. Camila. Mâță, tu rămâi afară.
Bun. Avem 13 like-uri, vă mulțumesc enorm. Și acum, oficial puteți spune că ne-a dat pachet. Nu mai știu algoritmul de muta piese de sus, mijloc, lateral, mijloc. Fuck. What the fuck? What the fuck was that? Fugi, Vera, nu te mai întoarce. În locul lui, coboram scările astea în fugă, efectiv. Coboram 5 trepte o dată, săream direct. Ok, Piki. Bă, bune, zic că era T-Rex. Înăuntru se afla cineva. Un bărbat sinistru ascuns în besnă, care nu voia să fie deranjat. Poate un om fără de post, poate o persoană intoxicată. Strigătul său disperat. Ce la pare ca zice mai probabil. A luat prin surprindere pe Chris, care e obișnuit cu ciudățenile. L-a speriat atât de tare încât omul nostru a decis să nu se mai... După patru era un... Era un tip în beznă, gen chiar că nici pe cameră s-a văzut, s-a început să urle, efectiv. Ok, Piki. E că era un om acolo. Știi, doar că cel mai probabil era un om de la fără casă și se ascundea de tipul ăsta nostru cu camera. Exact. În școala aceea, niciodată. Dar acesta nu este singurul lucru ciudat. În timpul explorării, Chris a mai surprins un amănunt tulburător. Dar oricum, chiar că gândirea încă e oxigen pentru oamenii străzii să locuiască acolo. În care tavan și e deja și pereți. Și nu pică încă. L-ați văzut? Nu. Un străin deranjant se ascundea în sala din depărtare. Salut! Chris crede că pe tot parcursul explorării a fost urmărit de mai mulți indivizi dubioși. Din fericire, nu a pățit nimic. Dar experiența l-a marcat. Ia să vedem. The beautiful... A horror of deep space. Vreau unul ceva mai scurtuleț. Canalul. Prim, ia. If the world was ending and you could save only 116 images as the final record of planet Earth, what kind of moments would you preserve? This is an actual question NASA faced in 1977 when they decided to attach to the Voyager spacecraft's golden records encoded with a selection of photos intended to immortalize life on a fragile planet. And when I look at these pictures, which have now left our solar system and are hurtling out into the cosmic dark, I can't get out of my head how they will probably, one day, be all that's left of us. In the vacuum of space, these images could last for billions of years, outliving the Earth, outliving the Sun. And though that should maybe be comforting, I think it scares me. Cine nu vrea spațiu? Space has long been a birthplace of existential dread. Early astronaut programs were haunted by concerns of space madness, the theory that humans would be mentally and spiritually broken by entering the celestial abyss. It makes sense. Space is a death trap,
Fii că am dat Aurora, asta boreală, a fost văzută și la noi în România, dacă nu mă înșel. Partea aia roșie, nu știu cum, dar știu că a fost vizibilă. Even a successful voyage involves a prolonged period in cramped seclusion surrounded by the hostile dark. Though space madness is no longer an official term, anxiety, mood swings, and severe emotional distress have all been documented in those who have touched the void. The idea that a human mind plunged into the infinite sea of space might, you know, drown, has crept into the foundations of how we depict the cosmos. In 2001 A Space Odyssey, the narrative begins in the shallows, depicting a clean, orderly future of space travel that would have been comforting to its late 60s audience. Yet in both the film and the novel, these early space scenes are a facade, a veneer of fathomability concealing the gaping maw of the unfathomable. The deeper you descend into the story, the clearer it becomes that all the artificial gravity and neatly divided meals amount to a futile attempt to give order to a chaotic universe. Like space itself, 2001 ultimately proves immense and impenetrable. Doar nu știu că legat de spațiu, timpul e divergent în funcție de fiecare galaxie, de exemplu. Nu mai știu la ce distanță anume, însă dacă există extraterestre acolo și ar uita, de exemplu, la noi, pentru ei ar fi undeva la al doilea război mondial și cu câte mai departe din unii văd dinozauri și tot așa, gen. E chestia, gen cum e fluxul la noi în țări. Ăla e flux galactic. Distanța timp, exact. To fully encompass. A counterpoint to this vastness exists in Andrei Tarkovsky's film Solaris. The story of a psychologist... Noi ne poate vedem, de exemplu, gen stele și galaxii care acum nu mai există. E mereu m-am gândit la chestia aia. Mă pus să mănânc. Baftă bună, Piki. Și uită pe live extraterestri. Alo, me friendly. Give me money, extraterestrilor. Search station where all crew members have become trapped within their own memories. Solaris is technically another tale of space-borne madness. Yet while 2001 spans from the dawn of humanity to a nebulous future stage of evolution, the scale of Solaris is intensely personal. Despite primarily taking place in space, the film, like the characters, constantly flashes back to small, intimate moments on Earth. Far from a story of humanity's ascension, Solaris makes the case that the maddening power of space has less to do with the stars and more to do with the trauma we carry with us into the dark. Exact. Dar pe perea unei găuri negre, timpul trece mult mai lent decât aici. Dar acolo o secundă, deci pot fi... M-am plictisit și de spațiu deja. Și de spațiu este interesant. Însă clipul de genul de făcut este uiți când ești singur sau cu cineva. Însă totuși mulțumesc mult, Cosminel, pentru sugestii. Și știi că spațiu chiar mi se pare un subiect foarte interesant. Dacă vrei, putem să mai discutăm deja, că îmi place să discut legat de spațiu, să știi. Gătatul, spațiul este foarte fascinant. O să te gândești și alea. Dar chiar că nu știu că zice, vă știi serialul ăla C-100. Imaginați-vă că s-a întâmplat la noi pe Pământul Război din ăsta nuclear. Și am ajuns la fel ca ei, gen să stăm pe o arcă, efectiv, gen... Practic toate stațiile spațiale a tuturor țărilor se combine într-una singură, într-o arcă. Imaginați ce cum ar fi cu rații și cu visul că ne vom întoarce pe pământ într-o zi. Poate ne trăim cu câteva mii de ani în urmă. Cine știe? Nu știu, e un serial pe Netflix, oricum vă recomand tuturor să vă uitați la el. Eu nu se poate sunt la sezonul 5, dacă nu mă știu. Sau 6, nu mai știu. O știu teoria aia, n-am nevoie de șor pentru aia, o știu. Fiindcă știi că
Marte înainte, acum miliarde de ani, era efectiv cum e Pământul nostru acum. Însă ceva sau cineva a cauzat ca planeta să nu mai fie locuibilă deloc și încet încet apa a dispărut și pământurile au dispărut, la fel și oamenii. Și e o teorie cum că oamenii de pe Marte au venit pe Pământ când Pământul a început să se dezvolte. Da, știu că e Xenon pe Marte. Păi să faci like, vă mulțumesc că nu m-am bun pentru fiecare like. S-a găsit urme de Xenon pe Marte, deci da. Înseamnă că eu au avut acolo un război nuclear. Și știți care treaba omului? Gândiți-vă că, practic, oamenii de supraviețuitorii la tot ce s-a întâmplat pe Marte, și că au venit pe Pământ când planeta încă gen se dezvolta și arăta gen identic cu al lor, fiindcă planeta noastră, Pământul și cu Marte, l-au, pentru o perioadă de timp, arătau la fel, efectiv, apă, pământ, tot ce trebuie, atmosferă, și oamenii, efectiv, ei au venit aici. Și cumva și-au pierdut toate ustensilele. Și de acolo vine teoria asta, cum că noi suntem extraterestri aici. De noi suntem musafiri. Da, uite. Și Cosmin îmi aprobă teoria. Și că noi am fi extraterestri care au invadat Pământul. Exact. Oricum, mi se pare interesantă chestia asta, sincer să fiu. Și totuși sper să afle la un moment dat ce s-a întâmplat pe Marte. Mi-ar fi fascinant. Ia, Vulgea. Vă caută moata, acasă la voi sunteți aici, băgați... Mă bate gândul morții când ești mic și mă înspăimântă faptul. Să recunoaștem, cui nu e frică, gen... Ia că nimănui nu e frică de moarte, mai degrabă, la, gen... Mie cel puțin mi-e frică de cei după. Că nimeni nu știe, aia e treaba. Unii spun că ce că intrăm într-un vis etern. Însă, știi că e o teorie, că... Știi că, gen, sufletul nostru... E energia, iar energia nu poate să dispară. Fie se transformă, fie se transferă. Și de acolo, logic, că noi am călătorit într-un alt univers, din sufletul, și am retrăit viața noastră, doar că, de exemplu, într-o perioadă de timp diferită, cu oameni diferiți și tot ce facem acum se întâmplă diferit, știi? Deci n-aș mai fi un YouTuber mic, aș fi un YouTuber mare, n-aș mai fi average, aș fi bogat. Eu cred că sunt exact piti. Co. Că mai spus, nu prea are sens, că nu are logică din niciun punct de vedere. Avem dovezi cum a evoluat din primate. Eu zic că ne reîncarnăm. Se zice că sufletul are 21 de grame după ce mori, pierde acele grame. O înghea că, domnule, mobile sunt pur și simplu gen teorii și alea. Pentru că ADN-ul nostru e foarte apropiat cu maimuța. Să cine știe, poate acești oameni veniți de pe Marte au colaterat gen cu noi, gen cu cei care eram deja pe Pământ, știi? Teorie, exact. Ei, care cu neamurile lui, asta glumă. Eu sunt mai mulți aia, pot să fiu clar. De mic îmi place să mă cațară în pomii. Cei care am trăit cățărându-ne în pomii, suntem mai mulți. Cei care au trăit așa, fără, să se cațere în pomii și cu frică de pomii, vin de pe Marte. Controlul. Ok? Faza de întâlnire, păi asta e. Păi asta e, nu asta e. Păi asta e faza de întâlnire, asta e faza lungă. Asta e faza de întâlnire la mine. Uitați, e faza de întâlnire, aceasta e faza lungă. Aceasta e faza de întâlnire. Câte bele am avut eu în copac de câte ori am gușit de pe picioare Julie și mai morții mei. Ne-a furat de cireșe pe bune. Și ai meritat să rupi tot din tine pentru niște cireșe de alea bune. Din cum. Nu mi-n dezi. Vorbeam de faza de drum și faza de întâlnire. N-are legătură cu mine. Băi, care faza de drum? Băi, ce? Și care e faza? Asta e tot ce are motocicleta pe ea. Atât. Faza lungă și...
Nu, altceva nu mai are. Un bolțiș mai greu de cap. N-are habar, Gabor, pe bune. Efectiv, Gaborul meu acolo căuta în continuu motive de datamej. Băi, băiatule, băi. Nu ești din Marte, n-am avut copaci. Sau poate ce-a avut, dar ce știe, poate pe unii a picat pomul când au fost bombele alea acolo. Bum! Mamă, pică pomul! Și de acolo vin traumele. Dar chiar că... Știți că e o teorie cum că fricile care le avem noi acum sunt efectiv modurile prin care am murit noi într-o viață anterioară, gen dacă cuiva e frică de înălțime, înseamnă că în viața lui anterioară a căzut de undeva și a murit, gen la o înălțime foarte mare. Sau cum că tot asta, gen fricile noastre sunt date din moș strămoș, gen de la cum se numea, de la ancestorii noștri, știu că în engleză nu mai știu în română traducerea, de la strămoșii noștri așa. Bă, pe Marte e un vulcan de 21 de kilometri. Știu de el. Chiar că m-a fascinat spațiul pentru o perioadă foarte lungă de timp. Știu câte ceva din acolo teorii. Bă, ești filmat, frate. Ești filmat. Ești filmat, ui. Ești filmat. Vezi? Pe YouTube ajungi, frate. Hala, frate, șoferii din România. Băi, pare că pe Marte, se pare că Marte nu mai are activitate tectonică și acum e doar un munte. Pe de parte bine, pe de parte nu. Asta. Ia, numai stânga. Eu zic pe ăsta meu cu Matizu. E planeta moartă, desertică. Păcat totuși. Eu am aracnofobie, dar numai când văd tarantule. Dar alea mari e. Moară 2-3 la întâmplare. Eu când eram mic mi-era frică de păianjeni. Eu nu m-am... Te-ai prins. Te-ai prins tu, Coșbinele, n-am permis. Deci, domnule Mobile, înseamnă că tu, fie în viața ta anterioară, fie un strămoș al tău, a fost mușcat de un păiang de ăsta mare de 200 de metri și a prins frică. Bună, așa. Ce mașină ai? Grăsate. Hai de capul meu. Îl lua direct. Nu, am preferat să-mi iau PC de 1000 de euro să bag în Steam încă 1000. Vezi tu așa, gen, dacă ar fi așa, ce mașină ai vrea să-ți iei de curiozitate? Mi-a făcut pielea găină. Ah, dar stai că încă continuă clipul. Am auzit mușca asta de outro. Dacă continuă asta, trebuie să încheiem asta, fiindcă nu pot asculta melodiile, din păcate. Ia, avem un accident aici. Nu vreau să-mi iau, dar vreau să dau de motor, să-mi iau motor. Bun, așa, poate te văd și pe tine cândva aici la motor, și când vezi sus idioți, mi spar unul oglinda. Bun, asta Dodge-ul. Știu că Dodge-urile sunt mașini puternice, oricum. Mă dau cu ăla. Motor de 2000 diesel bun. Este live de o oră și un sfert. Nimeni nu dă seama că am făcut ora. Și mai avem 8, 10, 11. Încă 4 ore de live. 4 ore. Mașina mea ar fi un Nissan Sian. Fiu al dracu. Mă, eu nu știu la început, fie mi-aș lua un Logan și l-aș tuna, fie mi-aș lua un Golf 4 și l-aș tuna.
Exact, mic. Get the fuck out! Get the fuck out! Come on! Come on, pussy! Get the fuck out, pussy! Get the fuck out! Look at me, motherfucker! Pussy! You can fucking do it! Pussy! Look at me, pussy! Nu tu n-aș zic eu. Pusem o dată cu pică la țară și un băieten de-a lui avea un scuter și eu nu știam să merg pe el și prima dată când mi-a dat, arăma prima, nu știu, cum n-ai banuș. Păi dacă și să mergi pe bicicletă, automat știi să mergi și pe scuter, e vorba de echilibru foarte mult de acolo. Aș fără banii, frate, mi-a tot felul de piese și nu merită. Eu mă refacem la tunat pe partea de exterior, gen un spoiler, jante și cam atâta, și colantarea. Pe interiorul nu-mi pasă, mai ales că golfulețul e puternic de... Golf 4 e puternic de la mămica lui. Set the fuck up, because you come here fuck up. You have to be happy you come here. Are we both with... No. Scoz Anta Clasica, spray. Tuning. Ne, colantarea mai este legal, dar măcar merită colantarea alea. El e romii ilegal. Păcat. De fapt, știu că eu sunt modele care sunt legale. Nu trebuie să fie atâta, gen, alea micuțe știu că sunt legale. Aolo. You better hope another biker doesn't fucking get you, bro. Ce motor fain avea omul meu. E, și tu acum. Bă, să râd de lumea, eu am mașină mișto. Și cum are robinet pe BMW-ul ăla. Unul tot așa, în forma aia. E, da, există piulița și, sârma, așa, piulița și sârmulița care rezolvă problema. Nidur direct. Opa. Timpul să lăsăm farfuria asta cu... bolul de super gol. Bun. Ia, a tras stânga, da. Iar acum v-am degustat negrinsa. Mi-a dat pachet. Atunci faci un clip în care încerci un cub Rubik. Din ce știu, cel puțin la mine în apropiere, cel mai fiind cub Rubik e undeva la 15 lei. Dacă ai strâng și eu 15 lei acolo și mă duc și-mi iau un cub Rubik. Și că eu și strânsul de bani mi-e un pic mai greu, de-aia prefer să îi dau banii lui maică-mea. De exemplu, banii de laptop eu îi dau direct lui maică-mea, nu îi țin la mine, fiindcă eu îi cheltui. Ei, ia, unde poți să pui soră, mai pe casă pui soră. €14 un cub Rubik. Lasă-o naiba. Salma. Treci. Chiar că pică, ce fomică. Nu, dar chiar că... Pe live-ul ăsta, aș vrea să încercăm un joc de browser. Știu că e un site gen, care are o versiune mai veche de Minecraft pe care poți să intri gen din browser și efectiv e Minecraft pe browser și vreau să-l încercăm, mai ales că știu că e multiplayer only. Vreau să ne lăsăm acolo emblema. Muzli? Ce să ia muzli? Scribble, să desenăm. Scribă.
pe care nu mi-am instalat Scribble-ul. Oricum, dacă e mai încolo... Dacă e până la un 8.30, m-am bunit, căutăm jocurile astea de browser multiplayer, cum ar fi telefonul fără fir și tot felul de situri de genul. Vă dau direct codul și intrăm în număr cât mai mare, vreau să ne jucăm cu toți ceva. O văd cu ceva căpșuni uscate, bun. 7 oameni pe live, m-am bunit, în cazul în care sunteți noi pe live, bine ați venit. Așa, pe ce în urmă acolo un like și un comentariu. Hai să băgăm un Scribble. E pe browser cumva. Mi-e vrea să mă joc. E pe browser cumva, Cosminele? E bun. No, să rămâna pentru masă a fost bună. Perfect. Nu, dar stai așa, că va fi un dezavantaj aici. No. Pui webcam-ul pe scris, dar chiar că... Dar unde va fi scrisul de curiozitate? Cacar. Unde va fi scrisul ăla? Dacă știi cumva unde va fi, că nu-i problemă. Vedem. Opa, nu, dar acum am văzut că am web-ul un pic micuț. Nu e ok. Din păcate astea gen mai mult de browser și alea bun. Domnule Mobile a intrat și el perfect. Eu știu că era bun. 3 runde. Așa, work count, așa, hints. Ok. Deja prezic un pic unde va fi. Deci facem ăsta full screen. Și punem web-ul aici. Că fac paru că aici va fi. Bun, avem și pic, îi dăm drumul. Trebuie să iasă Picasso din mine. Și pe locuri fiți gata, start. Round 1. Amu, e bine că văd astea, că îl pun din timp, îl pun aici. Iar la final vă arăt ce am desenat, oameni buni. A, dar stai că acum pot să las alea, că trebuie să ghicim cuvântul. Dar tot las web-ul mare. Îl pun aici, în colț. Jos. Bun. Coaie, dă-mi mult. Soarele. Atâta timp cât stă pe cer, ține de cal la toată lumea. Băiați-vă la pickle, pe bune. Era una, totul.
Surprinzător, da. N-aș papichi. Băi, mi-am încercat. A, Tor. O, hai că nu e atât de greu. Give you like. Asta mi-a plăcut. E doar cu supereroi. Cine știe. Cum interes de să-l random, efectiv. Toată lumea ghici cuvintele, bun. Haide, domnule Cacara. Dacă ești cu supereroi, mi-am aruncat și eu acolo încercarea mea. Oh, joc ăla. Acum timpul să vă pun web-ul peste ăsta aici. Mă, dar lasă-mă și pe mine să-mi pun web-ul aici, acolo, te rog frumos. Mersi. Bun. Perfect, stai că este Picasso din mine. Yo, eu intra LeBron James. Ce faci, prințesă? Bun venit, Florea, bine venit pe live. Dați lași acolo un like și un share. Uite, ne jucăm Scribble cu abonații. Am trimis un link mai sus pe chat. Oricum, o să mai dau o dată link-ul. Și în primul rând, cine e LeBron James? Să totuși bine venit, prințesă, pe live. Te salut. Fion, fion, fion. E de la mă. Cu coduri, cu din alea. Uite că vă fac să vă vadă față. Uite, Cacara a ghicit. Domnul Cacara. Timpul să punem web-ul apoi. Hop. Mă complic mult cu web-ul ăsta. Ia, dar să-l văd pe Flore aici. Lasă web-ul acolo. Nu, dai chiar îl pot lăsa aici, ca să nu se vadă cuvântul, dacă nu-l ghicesc. Deși tot o să se vadă undeva. Pun web-ul acolo sus. I'm Jesus. Dați-vă că a venit Picasso. Asta. Ei, yo! M-a speriat un pic. O șulă. Scrie un... Deci că-mi spun zurătoare aici. No, totuși, cine e LeBron James? Care e cu noi aici?
Who are you? Dicky Mau. În cazul în care am uitat oameni noi pe live, bine a venit oameni buni pe live. Momentan am oprit un pic reacțiile și ne jucăm aici cu abonat și Scribble, unde cineva desenează, iar restul trebuie să ghicească. Ha, da, Piki. Mi-a murit telul, nu mai juc. Rip. Și te-a lăsat aici în joc. Păcate. Păi joc cu gen de browser, mai mult pentru calculatoare, nu de telefon, din păcate, Piki. Era mișto Triviador dacă jucam, dacă mai era pe browser. Ia mă, ce ales? Desenează-mă și el. Măcar pe chipul să stai pe acum pe chat, să scrii acolo comentarii, să ajungă live-ul la recomandate, hehehehe. Kick LeBron. Tavan. Cred că omul e englez. E englez, 100.000 omul. Nu cred că știa ce înseamnă tavan. De ce ești de nervoasă, Piki? Ia. Yeah. Da. Ia, stai așa că îl reface. Porumb, bă, porumb. Nu-i porumb că am zicat. Ia, cu T. Am zicat doar acum porumb. Nu arată câinele, iertați-l. Am trecat țigară. Chiacă. Nu m-aș fi gândit niciodată la teacă. Dar chiar că senior Flores mai joacă? Paralel. Ah, sofer de ea. Pic este română cuvintele, să știi. Am avut grijă să punem română și nu punem engleză. Dacă vreau engleză, acum eram toți paraleli. No, stați că mutăm web-ul un pic în jos ca să nu vedeți ce aleg. Sau de fapt îl fac mai mare, că totuși se vadă.
Am grijă să nu vedeți. Confidențialitatea. Ia să vedem, suntem poți să o desenăm. Ups. Ups. No, Piki, alegerea ta. Totuși mă bucur că ești pe live. Opa. E fain jocul, să știi că e fain rău de tot. E ca Stierink. O une la cuvântul efectiv fără să ne dăm seama. Îmi place multă flora efectiv când nu iese ce până. Ultima rundă dacă nu mă știu la asta. Eu uite ce mă doresc spatele. Asa. M-am găsit mă de ca să joc și eu de pe alt telefon. O variantă. Oricum, oameni, ăsta e ultimul meci. Jocul interesant, poate jucăm și mai încolo, când mai strângem oameni pe live. Să vedem neapărat să caut Minecraft-ul ăla de browser, sincer să fiu. Babet. Vampir. Aha! Am găsut. Ok, pitic. Dracula, Floreu. Dracula. Ăla de snesu. Ia, cacara. Ce disluge are. Oricum, poate mai joacă... Băi, ce Anto. Mai joacă ăștia, poate. Florea cu Cosminel și cu E-Mobile. Acum suntem, dacă mă așel, în ultima rundă, dacă nu mă așel. Oricum, după aia am pus să caut Minecraft-ul ăla de browser eu. Că vreau să văd că se mișcă bine ăla, dacă da, ne jucăm pe live. Eu v-am pierdut, Dracula, eu știu cu sângetul. Acum cred că mă joc ei. A.
Hai că basta desenat-o bine. Am văzut pic care-i dat. Uite, runda 3 din 3. Nu, dar tu l-ai, Doamne. Asta. Dependență. B K L Becali. Bitcoin. Era unul care ne dea unul altuia, ce se desenăm. Garlic phone. Telefonul fără fir. Era bancher. Hai că a fost fain meci, oameni. Mulțumesc mult. Timpul să-l facem pe... Pe care vă faceți voi cameră și... Cu 10. Să jucați voi mai departe? Că eu vreau să mă pușcau neapărat Minecraft-ul ăla. De browser. Dacă ai face ceva voi camera, ok? Opa. Ia să vedem. Dacă știu că îl puteam găsi pe telefon. Da, rămân la normal. Acum câte like-uri avem de curiozitate, că nici eu nu știu. Nu uit imediat acum. 8 oameni pe live. Las like și stau. Oh! Domnul Real domnul adevăratul gaming. Bine venit pe live, viața mea, bine venit. Ai pierdut o rundă de Scribble. Un match, mai bine zis. Ne-am scos de alea care trebuia să jucăm chestii, să desenăm chestii random. Bine venit, domnule Real, pe live. Ce mai ești, cum mai ești, viața mea, ești bine? Te văd și eu mâine la liceu? David, cumva da, e David. Ce vreau să caut? Gata, l-am găsit, perfect. O, bă, și mă doare cap, am vomitat aseară. Cred că îmi dau seama de la ce, că știu că ieri ai fost din ăla, l-am maturat. Vă pup pe toți. Copia de Minecraft. Nu, e Minecraft doar cu versiune de-aia mai veche. E clasic Minecraft, ceva de genul. Uite-l aici. Totuși mă bucur, mă, David, că în rest ești binișor. Ia, păzea, ne jucăm Minecraft în browser. Când viața e grea și laptopul nu merge, jucăm browser pe perete. Pică iuși doar nimeni start the game. Mamă, e varianta de aia veche. You are host, you can invite. Care vrea și care dorește, vă aștept la un Minecraft clasic. Stați un pic să vă trimit link-ul bun. Cumva ai zis corect. Dezvoltă. Opa. Nimă Minecraft pe browser. Bă, până la urmă e pe browser. Nu mă așteptam să fie ceva wow. Totuși vreau să construiesc. Cum ne va construiește aici? Ah, cu click. Aha.
O adevărată operă de artă. Merge un pic proști, dar na, e browser până la urmă. Trebuie să-mi dau și DPI-ul la mouse mai mare. Sau... Așa cum... Mama, are opțiuni! Te rog frumos. Are opțiuni. Controls. Merge multiplayer? Da. Surprinzător merge. Va trebui și link. Ia, vreau să fac o căsuță. Hai, facem o casă. Nu, dar oricum, mai găsim, poate mai găsim copii din astea pușcate așa de Minecraft. Mai dă o dată link-ul, imediat. Bun. Avem 12 like-uri până acum. Ceea ce e wow. 12 like-uri. Deci că avem mai multe din ori, avem și că avem ceva mai multe like-uri. Nu știu ce naiba s-a întâmplat de mi-au scăzut like-urile ăștia, că vreau să verific. Ce bug-uri ne simțite mai face YouTube-ul de data aceasta? Că mie că îi dau Armageddon. Fie cineva și-a scos like-urile, fie nu știu. Aie. Match mai prost. If I can say so. Totuși suntem 9 oameni pe live. Nu merge? Păcat că nu merge. Totuși suntem 8 oameni pe live sau 9, nu dau seama exact. Bine ați venit toată lumea pe live, să știți că asta pe cenul ăla, că lăsați voi acolo un like și un comentariu. Și un share dacă doriți să susțineți canalul mai mult. Și dacă vreți și puteți, am un link de luat în descriere pentru am luat un PC nou ca să nu mă mai joc toate rablele din browser, cum bine vedeți. Ups, am băgat fără să vreau ăla... Nu, no, bine că încă merge stream-ul. Da. Știi că era o daie de Minecraft sau 9.8 browser, ăsta e acesta. Căutăm din problemă. Help. Help. Rușii mă hăicuiesc. Nu, no, cine știe ce a fost asta. Asta. Ce telefon fără fir? Să spui când intră pe telefonul fără fir. Ce telefon fără fir e jocul acela? Garlic phone-ul. Băgate n-avem. Aia, ne întoarcem un pic la React. Hai să un pic aici pe reacții. Dar unde intri pe el? Nu știu. Dar ia să-ți un pic Triviador. Știu că era Triviadorul. Jocul, uite-l aici, asta că vă las acum numele. Garlic phone. Uite la aici jocul. Câte view-uri am avut live-ul ăsta, de curiozitate. Acum live-ul acesta avem 40 de view-uri, ceea ce e bine rău de tot. We can provide the new version of Isabella, we can play that for the move. De ce nu mergi? Oare pot să-mi iau pe laptop? Fuck. Nu merge Triviadorul acum. Mă, știu că aveam chef de un Triviador. Ia să vedem, poate e pe aplicație? Bă, aș fac baie, baie, baie. Baftă la băiță, să nu te mânce strigui. Dacă nici acum nu găsim Triviadorul, aia e. Renunțăm la Triviador. Și te luai până acum de 2 ore, oameni buni. Și gândiți-vă că mai avem încă... 2 sau 3 ore to go. Fiindcă facem la de 5 ore acum. Da, gata, ne jucăm Angry Birds. S-a terminat șmecherea, ne jucăm Angry Birds. Triviador. E cumva Triviador? Te rog frumos, Sofie.
setting up, might take a few minutes. Not a few minutes, I want now. Mă, că au băgat ăștia în magazin plin pe calculator. Sah, Angry Birds, Clash Royale, Clash of Clans, Free Fire. Dacă merge Free Fire-ul, am ce mă juc, că mă plictisesc. Au băgat table, las-o naiba de treabă. Da, nu găsim, din păcate. Mergi mai prost, alac. Dar scuze, Snake mai e cumva pe lev de curiositate. Hopa, miserea încă nelucidată din România. No, perfect că dă pe horror românesc. Numai bine. Și încă mai avem prăjituri. Deci avem ce băga noi când reacționăm. Maolo. Bun găsit, prieteni. Misterele fascinează, mai ales atunci când se petrec în țara noastră. Astăzi v-am pregătit o nouă selecție de întâmplări stranii, desfășurate lângă noi. În iulie 2021, la ora 23:30, Andrei se afla afară, într-o comună din județul Ilfov. Povestea cu vecinii. Din întuneric, a început să răsune un râs isteric. Bun. Dă clipul mai tare. Pe moment, oamenii au crezut că cineva stătea cu telefonul pus pe speaker, dar sunetul venea din mai multe direcții. Un animal. Oh, Snake, neața! Aptă pic la joculeț. Ce mai zici, Snake, cum ești? Voi decideți. Sper că ai chiloții pregătiți. Biserica satului Bretea Străi din județul Hunedoara a fost ridicată în urmă cu 3 secole, lângă vechiul cimitir al comunității. La începutul anilor 80 a fost abandonată. În prezent este o ruină. Acoperișul și o parte a zidurilor s-au prăbușit, iar mormintele au fost vandalizate. Icoanele zugrăvite au căzut pradă umezelii, toate, cu excepția unei imagini sinistre. Moarte. Aceasta se află pe un perete din spatele ușii și înfățișează moartea, cu un zâmbet larg, ținând în mână un pocal. Putem să fac pentru că era moarte. Chipul întunecat a fost acoperit în trecut cu un strat de zugrăveală, care s-a deteriorat. Imaginea însă a rămas în mare, neatinsă. Sătenii cred că este un semn rău. Lucian Ignat, care locuiește în vecinătate, a spus: am rămas pe gânduri când am văzut pictura ciudată, încă descifrabilă, care reprezintă un chip care îndemna la beție. Biserica e abandonată de multă vreme. Nu s-a mai ținut slujbe în ea, iar singurii care i-au mai trecut pragul au fost câțiva oameni rămași pe drumuri, care dormeau în turnul părăsit, plin de gunoaie. În seara de 18 februarie 2014, podul rutier de pe râul Străi
de lângă dealul bisericii, s-a prăbușit din senin pe o porțiune de circa 100 de metri. După Davide, ăsta e podul de la tine, ăla pe care a căzut ciobanul, să mor de nu. The same story, cu pod căzut. Specialiștii au stabilit că avea legătură cu structura de rezistență slăbită. Alte ipoteze au adus în discuție puterea râului Strei și cu tremurele petrecute în zona Hațegului. Iunie 2021. Sfântul Gheorghe, județul Covasna. Rareș explora coridoarele unei clădiri părăsite, împreună cu grupul de prieteni. Din spatele unui zid a început să-i pândească ceva. Clădirea e un pod care a căzut frecvent de oamenii străzii. Salut! Iar o zeneuri, m-a tradele. O filmare bizară, ai cărei autori au rămas anonimi, a circulat pe internet prin 2017. În ea se poate vedea un obiect ca un bob de orez, ce plutea atunci tăcut peste blocuri. Asta, dacă intrați, nu e editat, atunci ce e editat? Pare editat și interfiu. Băi, ce spune, ce e editat sau nu? Și mai probabil avem de face cu un fals. Da. Mersi că mi-ai aprobat punctul. Un alt incident mult mai plauzibil s-a petrecut în 6 august 2021, undeva între Arad și Oradea. Atunci, un prieten din comunitatea noastră a surprins această formă albă. Putea spre vest, la o altitudine de aproximativ 6.000 de metri, împotriva vântului. Mi-au stat cea mai mult să pun telefonul, cred că nu mai am baterie. Unde am încărcătorul? Văd cu ea, uite-l. Cu o lună înainte, Ștefan urmărea niște nori de furtună ce se apropiau de Bacău. Pe porțiunea încă senină de cer, a observat un punct mult mai strălucitor decât stelele, apărut de nicăieri. Manale. Gata că m-am spus de OZN-uri. Ește în Târgu Jiu, județul Gorj. Ia. A luat-o pe o stradă lăturalnică și a dat peste ceva aproape incredibil. Într-o clădire pe care o credea părăsită, la etaj, fusese aprinse toate becurile. Uitându-se cu atenție într-acolo, a remarcat o entitate cu chipul grotesc. Ia, avea un punct grav. Sincer, da. Avea nedinarea de verifică autostrada și chestii. Salut! Entitatea l-a privit vreme de câteva secunde, apoi și-a continuat drumul. Iau și entitatea de treabă. În partea opusă. În aceeași lună, la 3 dimineața, Emma stătea în pat. Dați-vă la o parte, a venit 3 dimineața. Deodată, îi s-a părut că vede o față. Că văd că chat-ul e cam mort de ceva, de ceva timp. O F în chat pentru chat-ul mort. În partea opusă a camerei. Bă, frate, da, frate. Yeah.
Meeting sale pe cap. Le-a arătat clipul prietenului. Urmă gar că vă distrați alea să vă așa ce prână ceva. Să verifice locul. Din păcate... Vii Discord? Acum? Deci să stăm în Discord pe live? Bine, convine, Alecule. Chiar dacă nu se-a întâlnat de jucat. No, bă, mie convine. Mie convine mult să stăm pe Discord toți. Snake, dacă mai este ceva, vrei să fii și tu cu noi? Bună seara, România. Bună seara, București. Aici, Andreea Esca. E bună ziua la aia. Vreau și eu după ce fac baie. Ok. Ok, domnule mobile, testăm după băiță. Gata, ne-ai părăsit. Asta. Bună seara, tovarăș Alecu. Am pentru dumneavoastră o întrebare. Ce-ar trebui să facă popou murat acum? Dă like, share, subscribe. L-ați auzit pe Alecu, el a zis, trebuie să dați like, share și subscribe. Cine nu o face, nu primește prăjituri. De unde prăjituri? Pe, stai, bă. Bă, nebune, tu știi că Ceaușescu le dădea ceva, tași, digur. Le dădea la... Eu nu acum că se cează părinții și ei spune că nu-i problemă, pichim. Da, faptul că ești pe la mie, mie se bășim de ajuns, sincer. Că văd că ești activă pe chat. Nu mai școală, ale ale. Mâine, din păcate. Oh, oh, inima mea. Mă doare sufletul că începe liceul. Flaci! Floreu, vrei să vii și tu cu noi? E tot și pe live? Da, e pe live. Te-a jucat și cu noi, Scribble. Sau fericire. Ema nu s-a mai ridicat de pat. Ia auzi, băi, Ema. După ce? A? Ia vedem, deci că Ema nu s-a mai ridicat din pat. Bă, mâine ce? Mâine facem, nu s-a ieșit. Dar chiar că mâine ne sper că stai un grand Floreus. Am eu pichie milionară mâine. No, timpul să îl chemăm și pe Flores în apelul nostru convorborii. Gata, vă iau interviu la toți. Hai că vezi că fac apel pe grupul ăla în care suntem noi toți trei. Da. Tovarăș Florea, te așteptăm. Nu poate, din păcate. Uuu, de ce nu poate? Nu poate. Hai de capul meu. Hai de capul meu. Am o întrebare pe zis. Ce mai face gardul ăla? Care din ele? E ploci. Flores, îți urez multă baftă. Va fi, vor fi câteva zile grele pentru tine. Până, cred că mâine vine la liceu de plăcere să mordă, nu. O să vină toată săptămâna la liceu de plăcere, îl zic sincer. Ai lăsat asta, nu? Am dreptate? O să vină la liceu de plăcere? Totuși, știi că o să continui să reacționez. Era să afli... Vai de capul meu! Cum? Cum era să afle? Bă. Mă, stai că nu-i bine, bă. Normal că vin de plăcere. Nu mai are de plăcere. No, eu continui să reacționez la acest mirobolant Paul Dadren. Tu vezi pe stream, nu-i așa? Eu? Da. Perfect. Voi câți ani aveți? 16, 16 și 16.
Tot ce avem 16, ce putem facem 16, mergem. Te vă teme. Mă, pe eu nu mă tem. Dar vezi tu, senior Flores are așa un tătic mai de treabă, care dacă află, îl mângâie un pic mai tare. Nu știa că vine și avea scrumiera pe masă. Vine că am ascuns-o repede. A, m-a luat cu 8. Fac 16 în august, stima asta, pichii. No, Flores, mă bucur pentru tine că ai apucat să ascunzi evidențele. Mă aud bine acum, că mi se cătă. Hmm? Mă aud bine? O stream, da. Hai așa un pic. Alo, tovarăș. Ia-i ceva. Zi, fă ceva. O dată acum pe live și mă aud dublu pe live-ul tău, gen. Da, ți te auzi așa dublu? De ce? Gen, că e microfonul aproape și că n-am căștile, că n-am din ăla... Gen, cum dracu să-l mai am? Hub de ăla, gen, știi, că așa mai multe USB-uri conectate. Mm-hmm. Că găsi că unul ocupă mouse-ul, web-ul și microfonul, iar astea au fost toate. Eu mai stau un pic și mă fac și o băiță. Uite, faci frumos. Băi, păcate, trebuie să ieși din live, dacă mai rămâneți live-ul maxim numai de oră mă întorc. Dacă nu, măcar rog să-mi spui în privat. Ok, Piki. Goodbye. Ne revedem pe live. Ne revedem. Live până acum de 2 ore. Și mai am până la 10. Încă 2 ore de program. Hashtag muncim. Fiind prea speriată. Pa, Piki, te iub. Bă, da, să-mi fac ceva ce până la urmă la mâini. Față... A? Ce bătători a făcut la mâini. Și tu acum. De la banda cu casma și lopaza ca să avem terasă pentru vara nebunilor. Degeaba că nu putem să cichici. Încercăm, o să încerc să vorbesc cu ăștia, poate o să înțeleagă. E dreptul nostru până la urmă. Da. Și la mine. Și la mine tot la fel. Dreptul meu l-a făcut pe mine în gură. La pachet. Avem tot așa fain, ne simțim interlopus, dar tot ne ascundem în baie. Băi, vezi că asta cam ciudată aia cu baie, abonații, nu știu, dar... Le povestim? Da. Bă, dar chiar că le povestim cum am fost noi prins prima dată? Nu prea sunt de acord. De ce? Nu sunt de acord. Hai mă, că nu ne-a făcut nimic grav. Nu sunt de acord. Le spun eu mai bine? Nu! Băi, Caterinca! Nu! E story time! Nu! Dacă nu mai ți le spune cum au aflat ai mei de mine? Bine, mă, bine, hai, zice, bine, hai! Stai așa, că, stai că din reacționare ne transformăm în story time-uri cu Imogen. Imogen de buget noi suntem. Da, ce-am mai bunea să-mi pun și eu web-ul frumos mai măricel. Îl lăsăm un pic pe Paul, că Paul se descurcă singur pe fundal. O să mă simt aigurea. Nu știu, mă simt așa prost. De ce? Nu, dacă sunt așa, uite, poate. Hai de capul meu. Ia, vreau să văd. Vreau să văd neapărat. Mă, oam buni. Acum, stai un minut să-mi aduc capul. Nu începe povestea. Ok, că vine, te așteptăm. Nu te poți să spui. Acum ai înțeles de ce? Nu am adus de detaliul ăla. Eu da, că mi-aduc aminte. Bă, dar motivul pentru care ne-a prins, că am fost noi doi leneși, efectiv. Stai să întoarcă Cosmine și dăm drumul la story time. Gata, ne punem să povestim acum live-ul ăsta. Povestim experiențe paranormale din viața noastră. Cum s-a teleportat unchitul la noi. De atunci mă întreb, cum ne-a venit fără să-l auzi din veri? De ce? Bă, nici... Tu zici că noi n-am auzit nici măcar USA când a intrat? Da, pe am auzit-o. Bă, zic că așa mă retoric, de când a deschis plasa aia. A, da. Bă, și cum erau noi acolo doi făptași? Sper că ești pregătit. Și până lângă asta pachetul am încercat să caut un gunoi și nu mai era. Era mătă mare acolo, răsfăcerea din Marbo, p-
Polmol ascend, vă rog frumos. Nu, nu, nu-i clar. Și până, și nici până ziua de azi nu știu ce s-a întâmplat cu pachetul. Cred că era gore acolo. E bunilor. Nu. Nu, că știu că nu mai fumează. Sau zile puțin, asta știm noi. E, treaba nu. Cine știe? Tu te ascunzi de el, el se ascunde de tine. Mhm, uite, pizi. Îmi pregătesc o cigară pentru mine, Cosminel. Gata, gheață. Încep mai întâi cu story time-ul nostru comun. Da. Deci, haideți să vă povestim, oameni buni. Lasă-mi frână o cigară. Mă. Nu ești cum într-a de pot dacă s-a prinscrit. E ca tram de la prost, că e chivri la 10 bani, drecu. Stai că iau cutia la 20 de bani. Te rog frumos, e ceva mai mult. Vezi, ia 10 bani la preț să-ți fac... Îți fac greva. Bun. Haideți să vă povestim cum eu și cu Aleco am fost prins prima dată că fumăm. Corect? Cobet? Da, Cobet. Deci, eram într-o seară cu el, am fost noi, am luat un pachet de țigări, ne-am răsfățat și noi după ce am stat afară. Și merge frumos, el. Noi n-am mai așteptat să adoarmă nimeni. Ne-am făcut niște popcorn, am mâncat frumos. Deci, nu-mi minte că noi am luat capacul de la popcorn cu noi, că mai era popcorn în el. Da, și că am avut noi să-l punem. Da. Și că mi-a zis în mintea mea, sau că am zis, ia bă, zice capacul înapoi, sau nu mi-a zis mie, nu mai știu. Dar am de oricum mi-a fost jene. Iar da. Cal că mi se topește ciocolata pe masă, drecu, păcat, oricum, unde eram. Deci, la capac. Așa, am luat noi capacul, am mâncat popcorn și apoi, bă, ce intră, bă, după este popcorn bun, o țigară, bă. Merge noi frumos. În baie, desfacem pachetul, scoatem două țigări, dăm să le aprindem și se deschide ușa. Noi n-am auzit nimic. Ta-na-na. Ce faceți, bă, acolo? Fumați? Unchiul lui Alecu. Ce faceți, bă, curea vecinco? Noi cu țigările în mână. Cică, ia dați-mi pachetul. Bă, vei, tăi, bă, pachetul. Tu stai așa în spate, eu eram în față, n-am nimic eu. Ia dați-mi pachetul. Mă uitam la Alecu, el se uita. Câți kilometri ai până la cel mai apropiat oraș de tine? Nu știu exact, însă știu că cel mai apropiat oraș de mine este Brăila. Ureșu. A, l-ai stat, mă, l-ai stat. Nu, de fapt, nu cel mai apropiat oraș e Făureiu, fiindcă și Făureiu e considerat oraș. Am, cred că, 20 de kilometri până la el. Totuși, bine venit, domnule Denzi. Denzi, bine venit pe live și ca să apreciu numai că dai un like și un subscribe dacă n-ai făcut-o încă și bine venit pe canal. Asta, bun. Continuă story time-ul. Ne-a ținut unchiul lui pachetul, ne uitam unul la altul, pe mine unul mă durea sufletul să dau pachetul, sincer. Pe tine? Mai bine să te dau sufletul în loc de gura, în loc de gură. Bă, și aia e adevărat. Așa că mă duc eu, iau pachetul cu jumătate de tragere de inimă. Îl aveai în mână? Nu, era sus pe dulamă. A, da. Îl iau de acolo și nu știu de ce, dar nu i l-am dat lui. Ce vile alea sunt? Parliament? Pardon. Adică? Țigările sau ce? Asta e Kent, Cometul. Păi te refer la astea. Îi dau eu pachetul lui Alecu. Bine, nu știu ce, dar n-am putut eu să-i dau pachetul lui Unchisu. Îl dau eu, ne ia pachetul, ne ține o morală de aia. Deci că vorbim a doua zi și pleacă. Kent, frumos, bravo. Mersi. Tu ce țigări fumezi, domnule Denzi? Dacă fumezi. Da, dacă fumezi. Și cum ai zis, nu uita să dai și tu acolo un like, fiindcă pentru mine e pentru tine de fapt e un simplu click, să pentru mine înseamnă enorm, să știi. Pup. Bun. A doua zi, în timpul care noi toată seara ne-am gândit cum ne luăm Eric Sef a doua dimineață, ne-am trezit noi, nici bine n-am apucat să ne trezim, vine un ghisul. Vai, capul meu, ce face? Ne-a luat la o morală din aia de și-a bătut de noi și nu ne-am mai putut vedea două luni, cel puțin conform lui. Noi tot ne vedeam, ascuns, genul. Vogue, you have dineros, Vogue, e bun Vogue, am fumat până la... Nici afară nu mai ieșeam, nu mă lăsa nici afară, decât până la magazin. Și atunci ne vedeam. Acum dacă aș fuma mi-ar plăcea Kent. Și, na, am stat două luni văzut mai pe suștache așa. Și probabil s-a reparat situația, s-a uit... Cel puțin eu cred că un chit a uitat de situație. N-a uitat, n-a uitat de lume. Sau nu mai bagă seama. Ba, bagă seama nicând.
Șt! Privește partea bună, măcar nu ne-a spus lui bunica lui Alex, fiindcă... Știe. Știe. Nu ne-a spus, dar știe. Măcar nu ne-a spus pe loc, fiindcă dacă ne spunea pe loc, avea ea o oală frumoasă pe aragaz. Avea numele nostru scris pe asti, nu? Mm. Bun. Și cam ăsta a fost cum ne-a prins pe noi doi. Acum... Acum facem un... Așa o tranzacție de timp, un ta-na-na-na-na-na-na-na, că trăim un pic în viitor, la început de liceu. Au trecut, cred că, primele două săptămâni de liceu. Ăstea mai vorbeam că pe vechiul grup din generală, gen de clasa 8-a. Ce mai faceți la liceu, ale? Păi și... Hai, băi, eram... Uite, la o țigară. Dau o poză cu toată echipa. Păi cât costă Kentul ăla? 200 de lei, să știi. Kent Cometul. Asta, bun. A trebuit-o frumos poza aia. Stau eu ce stau și după aia îmi scrie maică mea. Auzi? Tu fumezi? M-au luat toate atacurile de panică, de inimă, de tot, muream acolo. Adică, nu te speri pe mine că zic că de la cine ai aflat? Vorbim acasă. Până la urmă i-am zis că da, fumezi și alea bum bum, că m-am apucat la liceu, mor să nici. Dacă vei ciu, dacă e. Da-și mă. Și am vorbit cu ea. Mi-a zis cine m-a dat în gât, fostul tocilar din a 8-a, 200 de lei cartușul, da, 2 milioane cartușul. Bun, fostul meu tocilar, coleg din a 8-a, m-a dat în gât, crezând că îmi face un rău, gen, că eu cu el eram certați. Că am fost prieteni, gen, dar ne-am certat, mor și rănici. Și el încercând să facă rău, m-a zis, maică mea, gen, că fumez. Maică mea când a făcut era, M-a zis tata când vine seara. Ia o țigară. Hai să stăm la o țigară amândoi. Am simțit cum mi s-a luat piatra de pe inimă și stăteam pe spate, efectiv. După mă uitam la el când l-am văzut a doua zi în autobuz, mă uitam cu asta un rânjet pe el, eram... Și n-am mai pe scurt, n-am pățit nimica din fericire, dar tot am făcut divar. Sunt din magazin, Denis. Sunt de la magazin, sunt apărute noi. Nu știu cum trebuie. De contrabandă sau furate sau ce crezi. Aha, eu fumez direct. Bun asta. Asta era imbas. Pă bune. Dacă erau cool mai ziceam. Da, găsesc că ce găsesc de contrabandă care mai sunt acum prin România e cultul care luat din Moldova cu vreo 80 lei și vândut cu 15. Complimentele, omeurile și încă câteva, nu le știu chiar pe toate. Și na, oricum, experiențe foarte faine cu sigările am avut. Păi sunt ieftin, da, să ziceam, dar câte țigări ai în pachet? Normal pachetul are 20, doar că eu am mai rămas cu... Așa, bun, nou, cu 12 țigări, mai am 12 țigări. Asta era 13. Pachetul fiind luat înainte de live, la Sase Fix. Țigări aproape în 3 ore chiar. Ce vrei, pe live mă plictisez naiba. Bun. Cât te fumează pe zi, un pachet? Nu, vezi că nu. La liceu, gen normal, în timpul săptămânii și alea, am cam vreo 10-12 pe zi, ca idee, doar că pe live-uri fumez ceva mai mult, fiindcă naiba, mă uit la clipuri și, na, mă plictisesc. Da, într-o pauză. Taci. El fumează cam 15. Minciuni. Hai 16 la băutură. Hai 20, dacă mă simt bine. Maxim, da. Bun. Iar acum, domnule, cu tu ce story time-uri de-astea mai aventuriere ai pe tine? Păi. Bă! Așa. Fosta și banii în pom. Nu. Aia nu. Deci poți să mă pas, poți să dai 1 milion? Nu. De ce? Nu. Hai mă, că-i Caterincă. Nu. Bine, și de povești. E dreptul meu să refuz. Dar e dreptul meu la liberă opinie să spun. Da, e povestea mea. Eu am fost implicată în ea, tu n-ai fost direct implicată. Ba da, era noastră, am fost cu tine, eu m-am minocit de aia. Și tu erai acolo ca... Ăsta... Stai așa că nu vine acum. Ca spectator.
Hai, nu mai. Da, bă, cura. Substanțe de ați consumat... Mamă, fii atent aici, întrebare de la Denz. Substanțe interzise ați consumat vreodată? Dacă asta să mă gândesc, nu. Toalecule, cred că nici tu, nu? Eu? Eu ce mă, frate? Noi nu consumăm. Însă, în schimb, la un moment dat, când aveam atacuri de anxietate, consumam gen Xanax, gen luam câte una pe zi, fiindcă aveam atacuri de anxietate, că combinam helurile cu țigările și beam o grămadă de energizante și n-a efecte. Aparent, unele efecte adverse ale energizantelor sunt atacuri de anxietate. Na. De-aia m-am și lăsat de energizante. Nu mai beau de vreo 3 luni. Mă bagi și pe mine imediat, te bag, stai așa un pic. Hop. Pregătește-te că iară o să-și facă din ăla nou first name. De pe care cont te bag de curiozitate? Dom'le, mă, băie, de pe care cont? Gen de pe... De astea sau de pe spatal? Tu ai corpul mai rezistent, dacă e că eu le combinam și cu cigări și cu cafea, aia e treaba. Cum nu mă... Oricum nu mai de la magazin, ai fi surprins că încă se dău. Am un te bag de pe contul de spontan, fiindcă văd că ești online. Stai un pic, hop, spontan. Ad. Gata. Și eu am boala asta cu energiantele și cu cafea, ori beau asta pe energiante, ori cafele. Sincer, cafelele sunt mult mai sănătoase. Bă, mă întoarc în 34 de minute. Ok, domnule Flores. Bună ziua. Bună ziua. Good after night. Des dau live-ul pe mut și să las merg pe fundal. Bun. Așa am făcut și eu. Oricum, domnule Dennis, în cazul care ne-a făcut-o încă, știi că pe ce normă un like și un subscribe, fiindcă pentru tine ne-s doar două click-uri și pentru mine, știi că înseamnă enorm, atât pentru mine cât și pentru comunitatea mea, fiindcă mă ajut să-mi cresc eu aici, canalul ăsta al meu, pitic. Până acum câte like-uri avem? 12 like-uri, bun, 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 bine și rău de tot avem. Dar nu mai intră și oamenii pe Insta, că ieri intrau oamenii mei de pe Instagram la greu, de pe story. Acum ce faceți, băi, nebunilor? Înțeleg, duminică, hâț, hâț, miau, miau, dar... Live-ul meu... E dreptul lor. Bun. Ia zi, Alecule, ce story time-urile mai spun de astea de ale noastre tâmpite? Nu știu. Eu nu am neapărat pe ăla cu pomul și banii. Nu, dar că nu vreau eu, nu. Vreți dau cu vot pe chat? Să aleagă oamenii? O să aleagă, da, bineînțeles, dar nu vreau. Ba nu o să aleagă, da. O să aleagă, da, după 3 conturi. Eu aleg, nu, de pe 4 conturi. Bă, nu, vezi că le pun pul de ăla, dacă e aleg, da, îmi pare rău de... Bine, mă, Raule, te pun mi-vii, dar bine veni pe live, nu uita să lași tu acolo. Ăla nebun, nebun, nu mai trebuie să dai. Perfect, bun. Mergem mult de like, domnule Raul. Acum, stai un pic să sterg și eu ăsta aici, pulu. Stai așa că fac altul, că nu mă lasă să-l închid. Ați dat like. Nu, să aleg, nu. Bă. Dacă să mă schimb. Așa. Ce s-a întâmplat? Uite, am reacționat și acum spune-mi tu story time-ul. Așa o mică poveste de spus. Stai un pic, mai zice, începem noi story time-ul cu pomul, ok? Perfect, da. Bun, deci. Acum câte veri, mă? Două veri sau o vară? O vară, vara trecută. Vara trecută. L-am combinat cu frum... Bă, taci. Stai, când am fost la țară? Nu mai știu. Bă, la 31 iunie Vezi, mă uit pe Instagram la story-uri? Păi că mă uit eu în galerie repede, că am pe acolo. Bă, oricum, nu contează pe de timp. Oricum, da. Într-o vară l-am combinat pe frumosul ăsta de Alecu cu o fată, cu o prietenă de-a mea. Bun, trece timpul. Și apoi, eu cu el, am vrut să bem și noi o bericică la el. Că na,
Stăteam noi pe spate. 3 a 6 a 30, da, acum vara trecută. Asta bun, deci vara trecută. Și noi nu mai aveam dineros. Așa că ne-a scris-o frumos o pietra asta. Ce faci? Știi că ești pietra mea preferată. Ai niște bănuți? Da, veniți să-i luați. Mergem noi ce mergem noi la bloc și aruncă banii de la etaj într-un cârlig. Au căzut banii în pom. Pe lângă faptul că am făcut infart și i-am zis niște cuvinte frumoase. Sare Alecu meu gardul, eu mă uitam, eram, haide bă, hai. Se urcă el în, ce văzut, încearcă el să-l urce în pom. Și văd deodată cum se atârnă el așa pe pom. Și se prefacă sunete de mai mult să încălzuri. Și ce să vedeți? După 2 ore de chinuială, tot n-am luat banii. A doua zi, a bătut mântul mai tare, au căzut banii din pompia. Era un copil de 8 ani. Le-au furat copiii banii. Vezi că am dat de sursa acum câteva zile. Să fie sănătos. Morala poveștii, nu mai beri. Nu. Morala poveștii, aruncați banii pe geam mai bine. Hai că am început temei să-ți facă amintirile. Ia, 5 voturi. 60% din oameni au dat like, 40% nu. Cei care n-ați dat like, faceți-o acum. Altfel îl pun pe Alecu pe voi să facă sunete de mai mult. Curiosul George. Asta, domnule, ai mobile în rândul tău cu povestii. Șapcă de la Bergimber. Tașfă. Bă, exact acum o săptămână, da, am avut eu inspirat, bag 4.800 să-mi cumpăr un cont de netin. Așa. Eu acum mai am de așteptat puțin ca să primesc platforma. Totul frumos, fain. Conturi de făcut, cioburi, alchimii. Dălea, dălea. Și azi când am vrut să intru, mi-a dat mare eroare. Pam. Dumnezeu, mă, de treabă. Ma. Așa, nici lui fratele meu nu-i mergea, că el s-a băgat să cumpere eu asta, că îi dau eu banii alea. De mai și pe vorbește cu ăla care-i cu intermediarul și l-a întrebat ce dracu s-a întâmplat. Așa, și intermediarul a spus că sunt prea... Au fost prea mulți oameni pe cont, am fost eu, fratinu și ăla cu era contul și trebuie să stăm 3 zile fără să mai intrăm pe el ca să meargă. Cum o stau eu acum să fac, acum trebuia să farmez cioburi naiba. Morala poveștii, schem, nu-i niciuna. Băgați banii în medicină. Ah, am și un mic story time tot cu nebunul de picăr. Am băgat 40 de lei în Superbet și era să ne mare bătaie acasă. Bă, era Betano, mă. Betano. Bă, nu sunt 40 de lei mulți. Dar când am văzut-o, dacă am băgat un super petre, să mă repetai. Ești la din alea, era tașul acolo. Dar când dau drumul la brațe... Apoi tot i-a zis, bă, hai, vreau și 20. Și atât. Și zice pică, hai mă, bagă și tu 20, că mai vreau și să stau la rotit la astea. Hai, că și tu ai fost de acord cu mine, taci. Așa mai tras de păr, că mă băteai la capul continuu. E, nu, da, era. Și ai, bă, mai băgăm că 20? Hai, mă! Da, și tu zici, hai, mă! Tu ești din prima, hai, bă, ți-am dat propunerea, hai! Previs partea bună, măcar am câștigat. O balanță în minus. Exact. Ioi, ce-ați mai câștigat? Nimic, așa, în schimb, într-o zi, după ce am venit de la liceu, ca idee, m-am jucat, am luat și eu bonusul ăla de la Superbet cu roata aia. Am luat 5 lei, am jucat frumos, am făcut 2 milioane. Îmi pasă eu încă 10 lei ca să mă joc la Alex. Ajung eu frumos la el. Să el în pace, stă, eu stau la el pe scaun frumos, joc, eu ce joc? 3 milioane. 3 milioane. Ma. Milion cu milion, fac mai multe milioane. Eram cel mai vesel om de pe pământul ăsta. Mi-am făcut rulajul și apoi am scos ce am mai putut și eu. Am scos ce 20 de lei. Viață grea. Însă, recent am băgat și eu 20 de lei, ultimii mei bănuți, că nu mai aveam bani de cheltuiala a doua zi. Joc eu ce joc un pic, că eram în ultimii mei 3 lei. Mamă, ce mă fac. Joc eu ce joc, ultimul spin, câștigător 60 de lei.
Mi-am scos banii triplu, direct cash out. Du-te, tati, du-te. A doua zi mi-am luat un pachet de țigări foarte bun. Mi-am adus aminte de o poveste. Ia. Am jucat banii de la Colint la Barbut. Mi se pare ceva normal. Bă, deci fii atent. Eu am bani vărul meu la Colint prin sat. Foarte frumos. Ajungem acasă, împărțim banii, dulciuri ce am mai primit pe acolo. Aleculeu, îi vine lui vărul meu de o vârstă cu mine. Ideea mi-era volantă. Hai să băgăm de la Zaruș. Da, ba da, eram cu voi, Raule. Ia să mic, Alecule, vrei să apari tu pe cu Ebu? Nu. Va fa în culo. Bine, mă, hai. Hei, mai bă, nu mai vreau și eu. Dacă mai timp să fac, că pot să fac Discord-ul de game ca să ceau Ebu separat. Cum face frumos acolo, hâț, hâț, sexy, sexy. Sexy, băi, like-a. Mai fac încă unul ăsta de display ca să pun strict al doilea monitor. Mi-am luat flash de la OBS. Ma. Lasă că aici se întâmplă edit greu. Ce se întâmplă în momentul de față pe live? Robert la căbeșe. M-a pus pe creație. Bun. Haide, webule, mergi. Cu puterea lui Dumnezeu. Asta, uitați-l pe sexy Alecu. Păi și tu? Eu mă fac imediat, stai un pic. Doresc să împărțim amândoi un frame web. Un frame web? Doresc să zici un frame, nici ăla. Da, așa. Îl împărțim sau nu? Nu dai seama. Bun. Hăț. Timpul acum pentru mine. Să mut web-ul. Păcă. Să-l fac amândoi de aceeași dimensiune. Hai că-i cât de cât ok. Mă, mergi. Bă, frame-ul e bule, mergi. A să-mi bag picioare, eram cu 3 minute în urmă pe live. Gata, ui, auzi. Professional streaming. Așa, un frame mai tras. Nici ăla. Stai că e făcut original de mine, luat de pe net. Mai bine-l fac pale cu mai mare și-l pun într-un colț aici. Mă faci negru la propriu. Poate intră tu pe browser, dă-ți tu acolo widescreen, ceva. Da, stai, frate, uite acum. Trebuie să te vezi și tu, sexy. Sexy Brăileanco. Dai că ți-am pus web-ul peste gură, așa. Stai că acum deschid Chrome-ul și-l vedem lumina la față. Așa că vreau să o văd așa. Până aici ăsta. Streaming intensiv de calitate inferior. Bagă-mă și pe mine. Uuu, stai că vine Raul. Alex, adaugă-l tu. Adaugă-l tu. Și dacă vrea și el cu web-ul, deja îi trag multă... multă iubire și dragoste. Așa, adică să fiu family friendly. Măcar acum. L-am băgat și eu pe nebunul ăsta în grup. Perfect. Gata. Îl așteptăm. Nu vreau webcam. Perfect, intră atunci. Stai, bă, dar vreau să-i bag și lui Ale cu web-ul. Stai să văd dacă mai am web-ul ăsta al meu din frame-ul. Să nu lăsăm pe Ale cu asta dezbrăcat fără web. Că e și păcat. Multă muie, nu? Exact. M-aud? Te auzi. M-aud bine? Nu, da. Mă fii atent, te auzi? Nu e bine.
E bine, e bine. Toată lumea de pe live vă pup. Rugile, mai degrabă îți dea subscribe, bă, nu că-i pupi. Te rog, rugile, exact, aia zic, că începem, mamă, mi-e frig. Da, bă, vezi. Sper că vă place outfit-ul meu de astăzi, cu ăsta am mers pe stradă, de zici că eram bombardier, mai aveam și mergea asta, uite așa. Am zis că dacă tot ești pe stradă bombardier, măcar să fiu până la capăt. Și mi se pare un lucru normal. Mă, dacă aș fi frame-ul meu de la web, unde m-aș ascunde? În coșul de gunoi. De acord. Cine e de bun? Hmm? Bă, unde ești, bă? Te-am pierdut, nibunului. Dă-te că intru acum în cele 720 de miliarde de poze care le-am în download. A long time ago. Nu știu de câte persoane pe live. Cu mii? Dintre care două numai eu și Raul. Mă mir cum din a bubuit deja pe fiul tău, mă, Roberti. Mă mir cum din nu ți-a pușcat laptopul. Sincer, nici mă nu mai are. Așa e o poză cu Alecu, dar nu aș vrea să o pun de frame web. Am eu una anume. Știu ce poză vrei să spui. Știu, mi-a arătat-o. Am eu una anume, dar mă abțin mult. Ia trinite mie în privat. Aia mă cu tine, cu când avem mustăcioara, că știi ce zic. Ah. Bă, Grami, mai am eu bă în tău. Cu tine de rest. Dar că avem un invitat special de la conducere. Ce? Vezi că să luăm fără baterie în curând, dacă ești. A venit murătura cu ochelari de soare. Stai să văd dacă mai găsesc. Pui așa pe mijloc, strici tot. Mascota canalului. Exact. Eu sunt faină. Dragi tovarăși, bine v-am regăsit la un aper miroboant. Ce mai faceți și mai spuneți? Deci, la 2 euro donați. Îți bagi mâna. Ai picat pe arăta poza asta cu Alex. Ia, ce poză. No, yeah. Oameni buni, dacă cineva donează acum între 1,50 euro și 2 euro, arătăm o poză foarte frumoasă cu Alecu. Ofertă limitată. Nu e corect, nu sunt de acord. 2 euro acum. 2 euro. La 10 euro. 2 euro, oameni buni. Care e varianta? Ba, nu vreau. Eu nu sunt de acord să fiu arătat. Bă, trebuia să scăm aia, mă, cum erau alea înainte, misiunea alea, cu blonde alea, de aveau atâta pieptul. Dumnezeu, domnule, care e soluția? Măta. Mă, deci, mă, așa, alea de la maniele, pe programe de alea, de maniele. Exact. Tâmpa piciorul. Stai că te-au plin la mesajul ăla, stai un pic. La 2 euro donație, poză cu ale. Dar nu vreau. Bă, da, faci mă din gură, faci mă. Da, trebuie să iau minte. Da, aveți ca așa o poză, că am un doi. Am doi, mă. Alexe, nu mă enerva că-l pup ăsta să pună la 5 euro cu tine. La mine e în kilos. Deci nu mă enerva atât. Vezi că am o poză cu Adi și cu tine mai așa mai indecentă. Ei, eu... Oameni, munca ta, să vină donațiile pentru poze indecente. Ia uite-mă pe asta, așa că e trebuit pentru anual. Ia mă, ia. Adică știi, bă, veri, că ai fost. Bă, știu, mă, când ia să-ți trimit eu. Ia uite. Eu arăt și lui Grammy? Nu.
Da, stai așa, că așa, cu așa prieteni îți mai trebuie dușman. Bă, te rog frumos, ce-ai și tu o parte de bănuți? Ce mă, 50 de bani? Nu, o țigară, 1,50 lei. Nu, cu unul sunt de acord, orice pută cu mine. Intra cu un licență, meu băieți, bă, dă-le mă licență. Bă. Suntem live de 3 ore aproape, oameni buni. Un live foarte caterincă, n-am mai intrat tipul ăla de ieri, Mihai Florea, din fericire. Dacă îl vedeam pe live-ul ăsta... Vreau să știi că din fericire... Auzi, vreau să... Te poți asta o punem, dacă mă enervezi, stai așa cam așa, mai... Ia mă, ia, trimite. Dacă ți-a trimit. Mi-a trimit? Ok. Ia uite-te tu la așa ceva. Da mă, ia să vă spune. Da, nici tu spune. Asta o punem la 10 euro. Uite, oamenii mei și-l vând acum. Hai că trimit și lucrurile în caz de cineva 10 euro. Bă, în caz de... Nu, în caz de trimite cineva 10 euro, Doamne ajută. Deși pasul nu trebuie obligat să donat. O... Bă, îmi pare rău, trimit poza lui Bra. Aia cu tine, știi? Nu fiu un angel. Hai de mă veri! Deci la 10 euro pe aia am pun. De să mor, deci dacă văd 10 euro donat, e spargă cu mine lucrurile mă. Sară să poza. Nu ține pe amândoi, bine, poți să uite. Hai bă, că nu trebuie dacă ar începe acum donațiile astea. Nu mă, nu i-ar place. Eu am punit în cap, decât să fiu afișat cu o poză. Stai așa că schimbiți la live. Live Murat, târg cu poze, târg cu imagini. Imagini decente. Stai. Oameni. Azi mi am găsit cu tine, Raule. Oameni buni, vă fac o ofertă. La 2 euro la 1,50 euro. Dacă ți-l trimit. Să vezi mi am găsit cu tine. Aia cu mine de rambat, de căutam ceva pe jos? Nu. Alta. Bă, la 1 euro, vă arătăm și pe aia cu mine, dar de căutam ceva pe jos. What the fuck? Mi-a făcut timp ploge țigara în vârf. Aha. La fel. Știi cum e țigara mea acum? I'm still standing. Arată pe live. Eu sunt pe live. Nu mă știi că nu știu. Hai că n-a făcut atât de rău implozia aia în vârf. Alecule, hai mă să fie. Așa, am aici am vedut. A, aici că n-am mai spălat pantalonii la ghiuvetă. De pe câmp. Amintiri străvechi, domnule Mobile. Amintiri străvechi. Ok, dacă din decembrie. Eu acum jucându-mă... Dar nu se încarcă să se trimită așa așa. E domnul Mobile conectul din sport. Da, top donatorul. O, top donator, te pui viața mea. 7 oameni pe live, bine ați venit toată lumea pe live. Bine ați venit. Se știe. Să zici că acum avem un târg de ediție limitată de imagini. La 1 euro veți vedea o poză cu al doilea nostru top donator, Raul, cum caută ceva pe jos la becie. Iar la numai 2 euro, numai 2 euro acum, redus la 1,50 euro, o poză cu Alecu indecentă. Dacă donezi 5. Dacă donezi 5, ai 2 plus 1 gratis. Uite un pic, mă, asta vreau, le. Voi zi, Raul, dacă aveam 1 euro, îmi donau singur acum 1 euro, numai ca să vă poza cu Raul. Doamne, iartă, bă, asta nu vere. Păi ba da, te cătui un grama. Dacă mă te mărți, apoi facem. Deci dacă îmi trimiți pe asta un grama, eu trimit și pe aia cu tine. Păi dacă cineva donează, oare pe aia cu mine. Stai că poți să-i pun pe mut așa, ca să nu-i mai auzi. Oameni buni, bine ați venit pe live, nu uitați să dați voi acolo un like în cazul în care sunteți noi. Și nu uitați, avem târg de poze, la numai 1 euro veți vedea o grama de poze. Pentru fiecare 1 euro veți vedea o poză indecentă cu toți donatorii noștri. Alexis, să moară mamă de faci cu asta. Da, cu mine n-ai! Și tu de ce faci așa cu mine azi? Tu, cu tine, nu, top. Pe tine, ia-ți cu mine chiloți. Și dacă ceva durează acum, chiar eu timp, dar chiar apar. Da. Bă, deci, de, mamă, ce bine că apăi la promisiunea asta, de ce nu am fost? Doar eu am fost. Așa facem bine, Raul, de curcă. Parcă-l văd pe Raul acum, cum dă-l singur un euro, numai ca să apară poza aia cu Alex.
Grama la 1 euro. Trimis asta pe live. Arăsa asta pe live la 1 euro. Ia care, ne trimis și mie. Că trebuie să fiu de acord. Dacă nu au răspuns pe live. Te pup, părcum, îi trimis-o pe aia cu mine. Eu nu i-am trimis-o pe aia cu tine, bulangiule. Nu i-am trimis-o pe aia cu lor. Dar faci așa dacă ne vizionezi chiar așa. Dacă aștept, aștept, aștept. Aștept. Aha, așa zic și eu. Aștept. Doamne, te respiră, mă. Un euro, oameni buni. Un euro și vă arăt o poză de tipul Playboy. Raule, poți să trimit o poză să-mi zici dacă poți să o arăt așa ca free trial? Eu zice-mă la asta, Grama, că știu dacă cum să trimit. Uite, să-mi zici dacă mă las o arăt ca free trial la poze. Ah, nicio problemă, n-am niciun stres. Deci oameni buni. Și ca bonus, oameni buni, vă mai trimite și Alex după aia, eu pot trimite lui Alicitel. Oameni buni, taci un pic. Oameni buni, acum la licitație, drept. Poză gratuită, avem o poză de tipul Playboy. Băi! Ia uite aici. Sexy Playboy. Sexy Playboy, sexy Brilanca. Iar apoi la numai un euro donați, începând de la un euro veți vedea poze și mai indecente cum ar fi. Tot donatorii în chiloții sunt împătuți și nu numai. Și un videoclip cu cineva care se joacă cu Mucu. Uitați, link-ul de roci este strict în descriere. Asta este noua noastră campanie publicitară pentru a putea cumpăra și un leto nou pentru a vă face un stream mult mai bun. Fiecare link de pe WhatsApp. Din nou. Ți-am spus deja mă nervos, Alecule. Alecule, tu deja mă nervos. Grammy, ia poza. La 5 euro, mă arăt. Dar ce, bă, vezi că asta cu Raul te-a dă wow. Cineva nu face aia. O, dai. Bă, ce faci ar bă băi acolo în bătuță amândoi? Bă. Ia, mă, ia de aici, ia. Deci la 5 euro fac oameni. Ia tu pasta. Oameni buni, bă, fac reducere 2,50 € și vedeți două poze. Ia-o pasta. Pe așa, pe așa. Donație. Bă, donație 200 de euro. Glumesc. Adică iau pasta. Iau pasta. Iau pasta. Iau pasta. Stai un pic. Ce copil urât. Ia bară. Robert, ia telefonul ăla de lângă microfon, mă. Excuse me. Eu pe asta. Păi, zici că era la 40 de întrebări cu Denis Rifaina în aia, Alexe. Uite la... Ia bă, tu nu știu ce te mi-a dat. Tu ești de acord, dar pe treabă. Aici, dacă ești așa, îi facem. Eu pe asta. Aici de gusta. Raule, zici că ești la 40 de întrebări cu Denis Rifai. A, de rana ta. Eu am de treabă. Zici că ești Denis Rifai direct. Alex, nu-mi place prea mult aia cu Alex cu chiloții ăia, zici că-i tata e că pleca după pâine. Păi aia face și după poze de ale mele, bun la cap, e vorbim. Da, exact. 13 like-uri. Bun, asta 13 like-uri, bun. Și am avut vreo la pentru subscribe. Și share și... Păi așa, pe la subscribe. Și nu uitați, ofertă la 2 euro. Două poze. Ia atent că le fac aici fiecare euro egal poze fanii cu abonații. Și dăm și pin. Mi-i pozele după Insta, eu sunt Robert. Uite pe asta. Nu, îmi spune că mi-i poze după Insta, aia de profil. Bă, nu știu, dar vă văd să are pe unul din voi, trei care sunteți acum papel, să dați un euro numai ca să vedeți poza indecentă. Nu, wow! Ăsta se ții pe simă, partea cu pozele e extra! E un bonus! Mă lua câte poze! Ai picat! Uuuu! Ai picat poze funny cu abonații!
Adică, trebuie să mă vezi în rabă, asta va. Yeah. Bă, dar zi-mi, bă, direct Robert, mă. Nu pot să zic Robert. Zi-mi grami, atunci. Zi-mi grami. Așa, bine. Uitați, poți să ții cu mine. De fapt, asta era în timpul liceului, chiar. Era în timpul liceului. În stațiune de la mama aia. Dacă ai ști, dacă ai ști voi ce poze circul acum prin mine, zici că de la shopping center. Există doar o soluție. Doar la 1 euro, o poze cu foarte fixat cu băieții. Dacă tu ești un lucru ca amândoi, ca să fie egalitate, tai și-a reduc chipul, tai și-a reduc chipul. Aolo, am și oare vreun euro pe Revolut, că îmi donez singur numai ca să arăt pozele. N-ai voie. Cine ești? Vezi că am... Vezi că am 7 bani, e grijă, poate donez acum 7 bani. Grama, iau și pe asta, tot cum e an. Grama, pe asta cu amândoi, îmi dau cu amândoi mori de beți. Haide, asta o aveam, deja, dar merge bun pe ea. Bă, poate, chiar chiar te-aș ruga. Bă, ați găsit, bă, pe jos, chiar că... Ia, arată-le la băi, am intrat și până aia înapoi. Aia cu tine pe jos? Da, da, de căutam, nu știu. Ia fiți atent, deci, oameni buni, încă un free trial. 6.45 am pare vorba. Aolo. Da, că arăt și eu cu mine un free trial. Ia uitați aici ce poză sexy. Și domnule Mogai, să știi că ai fix un euro. Să știi că poți dona cu Revolutul, să știi. Uitați-vă pe live, care și o poză cu mine. Fii atent. Bă, arată poză cu mine. Fii atent, vezi că pe Revolut, dacă dai scroll, ai chestia asta de uite. Nu o să arăt numerele ca idei, dar e cardul ăsta. Poți dai sau details și le dai copy page la număr, la dată și la CVV-ul ăla. Alea trei numere. Și că uite-te că vă arăt o poză cu e fi trial eu. Ia, poți ia. Da ceva la o parte. Ia mă, ia. Care? Hai de capul meu. Bă, deci care poți o arăta la primul euro? De fapt, care poze? Că vă las pe fiecare să alegeți câte o poză cu celălalt pe care vă o vedeți. Bă, stai un pic. Zi, mobile, te ascult. Nimic, nu am nimic de spus, doar like, subscribe și share. Robert, te uite de pe asta, să vezi poza. Să mor, acum, pe bune ca se donați alea ca să arăt pozele cu voi, să mor, dar nu. Tap, tap, geraș. Tap, tap. Virgo. Îmi place că sunt 5 oameni pe live, dar nimeni nu scrie. Însă totuși vă salut pe toți cei care încă sunteți pe live și râdeți aici cu noi. Băi, crezi și eu că nu mai scriu săraci oameni, mă. Ma. Rama, stai că mai... Hai de capul meu! Hai de capul meu! Hai de capul meu! La primul euro eu arăt pasta. E bine. Că aia este ultimul de jos. Mi-am dat seama. Uite cum e. Nu, nu, trebuie să aștept donația. Hai de capul meu, hai de capul meu. Care bun? Bă, ce fără? Nu l-ai, nu mai arăt nimica. Uite-l pe ursul, probi. Ia. Dacă vrei, nu ca de făcute de către Alex. Uite-mă asta. Hai de capul. Știți că ești tatăl. Da, nu știu cum să arăzi. Să uite pe asta cu amândoi, bă, stai așa. Uite pe asta cu amândoi. Ia. Stai așa. Asta nu pot. Priviți partea bună, asta e o campanie publicitară foarte bună. Facem noi un euro care se adaugă la banii de laptop. Aha. Grammy? Eu. O poți arăta și pe asta. Free trial sau? Free trial. Fiți atenți. Ladies and gentlemen, doamnelor și domnilor, just for you, we have two photos of two beautiful guys. Ia uitați aici. Selfie șefilor. Zici că s-au dus, au făcut datorii la magazin. Grama, am o poză cu tine când erai mort. Te-ai găsit-o trimit. Mamă, bom.
Bombardier de bombardier. Gram de un pic pe WhatsApp. Asta ora ca free trial. Aici mi-a murit ultimul meu neuron. Ia, hai de capul meu. Bă, dacă nici asta n-ar ajunge cap. Bine ești cuvântă, Doamne, învață-ne. Bă, dacă nici din live-ul ăsta nu fac și un funny moments degeaba. Din restul nu prea am avut cum, că m-am uitat peste, dar ăsta avem minute bune de funny. Cred că le-ai și fac un episod între cu ele. Ciopa mătii. Bă, dar fii atent câte episoade trebuie să fac. Trebuie să fac ăla cu Prime-ul, funny moment-ul, episodul cu domnul E-Mobile. Mamă, am multe de editat. Hai de capul tău, Roberte. Angajez editor, îl plătesc cu o gumă la 50 de bani. Mă, și băga eu, dar n-am experiență. Eu am. Da, o gură de apă în cinstea ta, Roberte. Da, Alecule, tu ai experiență de editat. Bă, deci aici tăiem toți, nu? Da. Asta vreau să zic acum. Haide, încă un mic storytime legat de Alecu. Nu știu că dintre voi mai țineți minte seria aceea de oamenii Zoom de pe care am avut-o cu domnul Blue Wolf și cu Alecu. Într-un episod, după ce am terminat noi de vorbit acolo și trebuia să facem un lucru, am vorbit toți că tăiem partea aia. Eu cu Blue am tăiat-o, ne uitam Alecu pe episod, era acolo. Și apoi când eu cu domnul Blue Wolf am folosit aceeași poză cu 69% neabonați și a pus-o Alecu pe alu-i deodată cu 86%, s-a dus dracu toată 69%, că putea să ne ceară poza. Domnul Florea, bine ai venit, locul 1. Mai scris și eu pe chat, pup, te pup per mobile. Senior Flores, fii atent. Dacă donezi un euro, o să vezi poze indecente cu Alex și cu Raul. Fiecare euro îi dau poze fanii cu abonații. Campanie de marketing. Păi nu mai pot de rău. Eu am zis pe ăla. Nu. Deci dacă nu arăt poze, ia mea ce poze ai găsit. Cu mine? Nu, deci dai cum, nu dai. Direct pe dofin. Bă, am datorie de un euro, e bună și aia, dă-o încă. Bă, rog, Bravi. Eu datoria mea, eu am la frate, eu de 1.500.000. Ce mai ce poză? Ca idee. Doar eu știu cât am tras să fac poza asta. Ia. Uite-te, mă. Mă, care? Doar eu știu cât am tras. O știu pe asta, Flore, o avem efectiv, am arătat-o. Doar a explorat țara căutând drumul spre ieșire. Ce părere aveți de Dora exploratoarea căutându-și drumul? Bă, eu pun la WhatsApp poza aia de profil. Dude, murdere. Aia cu grama, cred că pun la WhatsApp. Hai, nici chiar în hardware ăla, că pune poze cu tine, te rămâi acolo. Nu mă, de că am o poză foarte bună cu tine pe care mi-aș pune ca poză de profil pe WhatsApp. Hai să nu. Am una cu tine când ești foarte sexy și gata de atac. Bă, cu așa fi spus, eu să ies. Good night. Că din, nu o să nu mai ești bateria la căști, o să strugă până orice mai zic poate duce căștile. De ce nu mai băgă storytime, mă, să știi? Deci m-am bănuit că oferta încă e valabilă. Oferta încă este valabilă. Un fiecare euro egal două poze. Fanii una cu Alec, una cu Raul. Cu atâta fi spus de pe toți de pe live și de pe Discord. Și ne auzim mâine. Salut. Asta bun. Bă, băieți. Da, băieți. Am o super mare idee de a camion. Hai să punem, să spunem întâmplătorul, că e până de grază, când s-a întâmplat nouă. Why not? Bun, deci dăm drumul la experiențele horror din viața noastră. Da, dar știi ce aș dori? A. Să dăm un like și share.
În afară de asta, îl pune și el o melodie așa de fundal. Te zic, horror. Nu, nu prea pot, că mi-au copyright. Cum nu există? Nu există, cred eu. Nu există nouă copyright. În toate, efectiv, care zic ele că sunt nouă copyright, trebuie să le pun link în descriere. Și după aia îmi ia ăla toți banii de pe live. Uof. Aia e. Bună și așa. Face noi din gură muzică. Cu și mulți bani tari, Roberti. Nu, dar găsi că ăla, de exemplu, vede că a făcut o donație folosindu-i lui melodia, o să-mi ceară o parte de, din donația aia. Băieți, sunt ce să fie donați. Deci nu donați, gata. Donați că și ăla nu pune muzică de profil, de fund al barbon. Oricum e obligatoriu, noi glumim noi. Da, chiar că noi acum gen glumim și la donații denunciată nu vor fi obligatorii și totuși eu așa se mas mă duc dracu cu scaunul pe spate, că acum uite un pic de mult mă las cu scaunul. Nu se vede, eu duc cu țigara direct în nas. Hai că nici chiar în nas, maxim în pătură. Care începe primul? Ha? Care începe primul? Eu mi-am mai spus experiențe horror pe alea, deci e rândul tău. Atât eu că și domnul mobile ne-am mai spus experiențele horror. E, eu vreau să încep așa tare. Din fericire mi s-a întâmplat mie. Da, se aude ceva pe tine la domnul mobile dacă s-ar putea. Gata. S-a pus pe mute. Ok. Povestea asta este... cam de acum 20 ceva de ani și s-a întâmplat colegului de tata de muncă în Moldova. Era două, trei dimineața. Ce ai de pus? Sună-te horror, mă, tu, taci. Tu că ia și continuu. Păi îmi zgrie urechile. Da, nu. Așa, și colegul s-a lăsat așa pentru că sunt o piesă de la discotecă. Ei erau un pic așa frunționat, știți ce zic, și în Moldova, casele, că gen, stăteau pe câmp, și în Moldova, casele, sunt cam la un kilometru distanță una de alta. Și până când ajunge ei, gen, legate acolo, trebuie să meargă pe un câmp, cu porumb, cu grâu, pe lângă ei. Și porumbul era făcut, știți ce zic. Mă rog, bă, știți cum stă cum, dragul, fix ca în filme. Până există un drum, dar în același timp, când se face dreapta asta greasa, în spatele lor a apărut o pisică neagră. Și da, m-au băgat de seamă, ce mă, frate, o pisică? Dar să vezi că s-au ținut după ei. S-au ținut, au mers, au mers între 5 minute și dintr-o dată se duc o pisică în porumb. Se aude ca și cum se zguduie porumbii, rău de tot, și se aude o voce de om care face miau. Gen. Voce de om care... Băi, deci zici că era om, așa zic. Miau, miau. Da, vera aia este. Eu când am auzit, a făcut pe mine, direct. Uite, și acum se face primul de gând. Să mor de pe mine. Eu cad în veri, s-a mișcat din așa porozii. Pregătiți pentru o experiență horror. Sunteți pregătiți? Sunt. Eu cu... Pică-l bagă pe Discord... ok, eu, imediat te bagă pe Discord-ul celălalt. Imediat. De pe Justin, nu? Asta, bun, continuăm doar să vorbim. Eu cu tovarășii mei uneori mai avem obiceiul să mergem în noaptea de înviere în cimitir. Mai aprindem o lumină, mai ales, doar că noi nu mergem când sunt oameni, noi mergem după abia. Înțelegeți? Și tot așa, într-o seară intrăm noi acolo, mergem noi ce mergem pe acolo, am aprins lumini la oameni. Și deodată se auzeau câinii cum se panicau pe lângă noi, efectiv, lătrau tare, fugeau, efectiv, de parcă i-aș sperea ceva. Mergem noi ce mergem și la un moment dat vedem doi ochi sclipitori sau ceva ce semăna doi ochi sclipitori venind din fundul cimitirului. Și ca idee, nu cred că există morminte cu leduri. Gen, dă-o trecu, dă treabă. În momentul ăla când am văzut, întoarcerea, fugi. Unul din ai noștri s-a împiedicat de un gard din ăla de sfârmă de nu-l vede prin întuneric direct cu stomacul în el. Ne-am întors repede, l-am luat. Dă-i tată, mergi, escaladează gardurile alea, hâț, 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 hâț.
ieșim noi, puțin panicați pe noi și, și chiar că sunetele alea încă se auzeau, n-au gen câinii cum lătrau și fugeau după. Însă știți care e treaba? Lângă cimitir e o singură casă, iar aia n-are câini. Înțelegi? Și aia a fost un lucru ceva, fiindcă nici pe câmp nu sunt câinii. Dar noi auzeam câini cum lătrau. Vreau la povestii? Da. Domnule Mobile, rândul tău. Bă, pipări. Săptămâna trecută m-am dus și mi-am adus compot. În fine, nu contează. Deci, eram odat pe live-ul tău, Picăle, și te uitam așa la horror, parcă. Ca de obicei. Ca de obicei, da. Și scriu acolo pe chat, mă duc să-mi aduc compot. Așa, fain frumos, mi-am adus compot, am desfăcut un compot. Cred că dacă caut, încă am borcanul pe aici. Așa. Păi stau eu ce mai stau, dau din compotul ăla și aud așa când bate cineva în geam. Cam așa. Uit la geam, nimic. Nici o cream că n-am copaci pe la geamuri. Așa. Mai stau aleacă acolo pe live. Mai aud odată când bate cineva ceva în geam. După aia m-a prins și-o becul, mi-a spus, ce dracu, mă, am făcut croci cu limba în gură, dacă aveam apă sfințită aș fi băut o gură, după aia am stins becul și aud iar bătaie în geam. Atunci am zis, ce pizda, mă, si de treabă, mă. Am aprins becul, fac sfânta rugăciune tatăl nostru, și după aia atât. Morala poveștii. Fantomii. Duceți-vă la biserică să faceți rost de apă sfințită. Faină poveștia. Cred că știu și live-ul pe care erai, domnul Mobile. Poftim? Cred că știu și live-ul pe care erai. Perfect. Cred că erai care apăream de eram și eu și Alecul la ăsta acasă. Pe treaba. Deci te duc când faci un... un compot de prune. Or, gheacă. Da, poate să-mi aduc compot. Tot am dat peste sticlă de apă, băgată, ești. Iară vin stigui, păzea. Dar nu, că am spalat. Atunci am adus trei compoturi și încă mai am unul pe masă. Perfect. Eu făceam infară direct, cum era să fac. Mai povestesc eu încă una? Ia, ultima poveste, te ascult. Bun. M-a trimis tata după sare. Era macă, sfântul s-a întâmplat acum vreo două luni. Și, domnul Grama, cred că stai tot la mine acasă și cred că ai intrat în magazin unde am făcut și aia sus pe frigider. Cred că o știi. Aia de un metru și ceva, care e mai mare ca noi, trei la un loc. Da. De când era sărnă. M-a trimis tata după sare și iau din sac. Bă, și s-a părut că s-a mișcat capul la păpușă de el. Arabel. Și într-o... nu chiar, te mișcați. Două minute am rămas înțepenit. Cum de n-ai făcut infart? Nu știu, dar două minute am rămas înțepenit. Tatăl nostru, trei nivături și de toate. Am zis că mor. Până și în ziua de azi. Nu ți-ai explic ce a fost. Nu mi-ai explic. No, oameni buni, eu sunt chelea aici, fiindcă tocmai că a venit mea că mi-a zis că mi-a fătat pisica. No joke, efectiv. Raule, tu știi gen pe aia tigurea că de o aveam cu gălușcă la București, gen gagica lui gălușcă. A, am avut un moment care era să mor. Întotdeauna mi-a venit. Oricum, oameni buni, stai un pic să fac și outro, că după aia oricum mai sunt un pic pe Discord, nu-i problemă. Oameni buni, cam acesta a fost și live-ul nostru de astăzi, vă mulțumesc foarte mult pentru toată atenția și susținerea de la live-ul acesta. Eu am fost Pickle, am fost aici alături de Raul și de domnul în Mobile Gaming, iar noi să ne auzim data viitoare la un nou frumos episod, fiindcă weekendul tocmai s-a terminat. Vă pupăm pe toți, ceau!
Bă, ceau.